Daria, ceau, ce faci? Acum vine la școală. Așa, și cum a fost la școală? Bine. Fain? Da. Ai prins motenelul? E motenel sau motenică? Motenel. O jantă plină de cum te înțelegi că? Cum te înțelegi că? Mă prea mă iubești. Cum? Nu prea mă iubești. De ce? Când e foame, vine la mine, că nu... Genu. Am înțeles, dar e foarte frumos motenelul tău. Ce-ți face mânzuțul? Ai văzut filmul o seară? Ai văzut, nu? S-a foarte frumos. S-a plăcut? Aha. Prezentă bisica. Cum zici? Prezentă bisica, micuță. Cum îl cheam pe motenel? Tigruț. Am avut o pisică albă, dar eu mi-a murit. Și mi-am muștit după asta în altă. Aha. Perfect. Da. O mers tati după tine sau a venit pe jos? Nu știu. Le-am primit la... Nu, zic, a venit tati la școală după tine? Da, un prieten i-a arătat că el a băut ceva. A băut o bere? Uh-huh. Am înțeles. Mai băut oricum ciudată. Cum? E rușine să zică, dar... Fii atent cum stă pisica asta. Da, e foarte cuminte. Uite-te când stă cu capul așa. E foarte cuminte. Ce ai acolo? Are o căpușă. Are căpușă, mă. Trebuie să vină? Nu-i mișcă. Bun, îi spune căpușă. Stai, că nu am luat-o. Uite, acum am luat-o. Aha. Căpușă, pofân. Da. Ia să vedem dacă o pui jos, Daria. Dacă pui pisica jos, ce face, că-s curios. Țiți? Băi. Fuge după scaun. Băi. Prezentăm. Vine tati, aduce apa afară. Da, și pe aceea pot comunica lui Joseph. Nu au răspuns la telefon, dar nu știu cam cum vine. Vine imediat. Îl așteptăm oricum. Da. No. Ești curioasă cum o să ne iasă filmul ăsta? Da. Ha? Da. No, sper să ne iasă fain. Uh-huh. Mă duc și un pic călare, acum e mai obișnuită. O să te sui călarea? Da. Bine. Las că vedem ce facem. O veniți de înapoi? Da, acolo. Ia, cheam-o la tine să ne vine. Hai, ce mamă, hai. Unde? Acolo. No, gata. O găsită pe mami, pe mami iubește cel mai bun din casă, toate pisicile care le-am avut. Aha. Și... Păi, cine îl dă de mâncare? Mami. Ai văzut? Și mătușa, Arișoara. Ia. Unde ești tu la frumare? Nu știu ea. E frică. Bela, te cunoaște, Bela? Lasă-te jos. Lasă-te jos să vedem dacă vine la tine, că-s curios. Cheamă. Cheamă. Bravo! Da, da! Ești boară să nu mă zice asta. Bela, vine aici! Bă, ce ursuleț, mă! Băi, ce ursule! Băi, ce ursu! Ia-ți mânzul ăsta! Ăla a fost! Nu e ăla! În două săptămâni transformare. Mare transformare. Exact astăzi are două săptămâni de când ai filmat. Aha. A avut 3 zile atunci. Hai de acolo tu. Ursuleț. Fii atent ce mușchi are pe de Van Damme. Pe copse. Hai, Daria, mișcă-te un pic cu el. Am văzut eu dealul mea că o să cădem în zola. Așa. Ți-i minte? Da, pe culoarea aia va fi. Dar și poziție. Aha. Rosime, poziție. La două săptămâni, toți care au venit aici și am avut un safir, care o lună, care două, care... Aha. Omule, zi! Hai, bă, pune și ăsta pe el. Ai pus deja. Gata. Gata, de la-l trage în cameră. Cum se zic? 100 de lei.
Duce darea. Așa, bravo. Așa, așa, bravo, mulțumim. Ia un voie pătăț de acolo. Să-l faci și pe aici, să zboară în două picioare, așa, pe bubulii, pe bubulina. Dar să nu sar gardul, numai ni frică. Aia, poți să știi că e 2 minute pe plecat. E bine, l-am pus, l-am pus, l-am prins. Du-te așa, rog, pe tare, scrie. Uite, 5.000 de euro! Oh, buburime! Uite, buburime! S-a adus bani la și tractor, dar nici asta nu fac și... Uite, buburime! Bravo, Daria! Rămâi un pic aici, Daria! Rămâi așa până să mai limpezezi spiritele. Parcă e mai bună iapa de când. Da, da, arată foarte bine. Mai, aveți dreptate. Totuși e bine iapa. Eram spălat un pic, am făcut un pic de toată. Aha. Că n-am să mai mult dorește. Ai mâncă sau mâncă? Hă? Ai mâncă sau mâncă? După tine. Ce? Dacă la picior. Dacă n-are dacă era subțire calul. Bună ziua. Bună ziua. Sănătate, doamne. Doamne. Pe ce culoare va fi, mă? Culoarea ursul. Gata? Ai văzut ursul din pădure, de acolo de la râs. Așa va fi. Așa, așa. Dar și hermăsarul e alb la picioare, mă. Da. Serios? Da. Dar comandate, ale șosete comandate. Ele și nu oricând vezi la orice, mă. Da, și apa are un pic. Are și ea. Are e. Și ea. Mă, ce culoare e aici? Sur? Un sur închis. Ce știu, apă sau cine? Cine? De câte vreme, Liviu? Ce zici? O 10 zile are? Cam așa. Ai mai mult? 18 zile. Și blândă mâia pe asta cu ea. Ia uitați-o, ia uitați-o numai. Cum să nu stai? Păi mă văd așa, dar zic, are mai de mânz, asta te trebuie. Ia pă. Aminte. O mamă de asta adevărată. Aveți cai, domnul, aveți cai? Am avut, am o numai, am o măgăriță mică, am dat tăț, 6. Și măgărița, nu vii cu pui? Nu-i cu pui. Nu vii de dat măgărița? Nu, că e a fetii. Am cumpărat de pui mic și am o face 3 ani în primăvara asta. Am înțeles. Și nu s-o dau la montul. Am dat și am trecut anul și nu a rămas. O să povestim altceva. Sau la toamnă să vorbim, dacă o să ajungi. Dar tatăl cum a fost? Tatăl său e negru. Al Georgian, de la toamnă. Acum vine să-l potcovim. Și când vine cu ea? Acum vine. Astăzi? Am un pui pătul. Nu, că poate ia ții până vine înapoi, nu să-l văd. Păi ia ții, că până potcovim. Păi da la hârmă asta sau că nu? Acum, dacă stă, o dau. La 21 de zile. La 21. Mă, când umblă, deja ba... Între 17 și 20, o poți da, măcar 18 zile. Aaa! Ce bă, fată, să... Să și acolo... Bravo! Da, te plâng tu cu ea, dar cum? Da? Încă și cu mânz? Da. Fii atentă să nu se ducă în graj, nu mă. Cu ce? Dacă ai văzut tancuri, vine aici... Ăsta-i tancul. Hop! Fii cum-i... Ela, la față! Hai, 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 Câinele inteligent nu stă el acolo. Stai cu minte, cu chelvaște. Dar ce-și mai care mânzul, fii atent. Da. Ela, hai. Da. Cu chirafă. Cu ce știu de domnul Liviu, vă uitați aseară la film, așa-i? Da, da. Și vă gândească cum...
cum a evoluat, așa? Da, exact. A? Exact, am zis, acum rămâne la aprecierea lui domnul Pistru. Da, da, are niște mușchi pe coapsă incredibil, mămule. Eu zic că o mânduță la două săptămâni, de la filmare și până acum, eu nu văd așa. Ba, să vezi, să vede diferență mare. Dacă ești în fiecare zi cu ea, știi, nu se vede așa, da? Cine nu a văzut-o, automat își dă. Domnul Liviu, da. Vi drag tare de fetiță, așa-i? Toate poftele le faceți, așa-i? Pentru ea să fie eforturile astea, animalele și pentru mine. Da? Special. Dar nu n-are ciopă aici. Nu că dacă nu mai rung terenul... Nu să-l prindă de picioare. Așa? Ar vrea să-l prindă, stai? Dar vezi cum știe cățelul? Vezi cum știe cățelul că-i mânz? Dar la fiecare problemă. Îmi are și lovat așa și mere spatele, nu știe, lovește. Hai, Beluță, de acolo. Nu, Parcărinul fătate. Arată foarte bine. Arată mai... Bine ziceți că s-o mai pus pe ea. Da, da. De la mâncare bună și grijă. Și grijă. Cu părerea mea că dacă ții un animal să-l ții din plăcere, să-l ții cu dragoste, da, îi dai ce-i trebuie. Dar ea te-ai săturat, călare? No, ți-a plăcut? Călare. O să meargă și cu rânsare. Călare, dar am fost cum zici, Daria? Mă duc călare și fac rânsar. A, când o să vină domnul Geo? Da. Te lasă? Da. Ai vorbit cu el? Da. Cum? Am doi copii. N-are nimica. Hai. E cald. Am un video și nu ne putem lua după ei, că ei, dacă ar avea o marfă de asta... Da, chiar am văzut astăzi în video, îmi pare rău să vă zic. Dacă ar avea o marfă de asta, vin ar sta de povesti cu lui. Dar noi ne lăsăm la treburile noastre. Da, da. N-am video pe nimeni. Salut! Daria, ai vrut să zici ceva? Mm? Te ascult. Ce ai făcut azi la școală? Română și mate. Cum? Română și mate. Și ați alergat prin curte? Da. Am jucat fotbal. Fotbal? Tu ai fost portar? Da, am fost portar, am fost... Atacant? Da. Și ai dat vreun gol? 5-6. Ai dat așa? Deci ați avut scor de basket acolo, așa-i? Da. Ha? Păi da. Și ați jucat și fețe și băieți? Da. Cum îți băieții la fotbal? Slabi? Numai fetele sunt mai bune ca băieții. Îți mai bune fetele? Da. Băieții cum îți așa? Se mișcă greu? În reloare? Ce? Fug, dar degeaba, așa-i? Ha? No, cam așa-i situația. Și în ziua... Și în... În... De zi cu zi. Băieții fug cam degeaba. Bă, ce vreme frumos. Da. Ce-o zis? Nu plouă astăzi, așa-i? Nu. Dar și lor le place. Ieri am scos afară, am spălat totul mamă, s-a împit pe picioare, poama, urecul ăsta, coada. Aha. Dai. Și acolo s-a culcat, nea. Jos? S-a culcat. S-a duc aici, oare? Păpușa, putem să duc. E pe lelul omul ăsta? Da. Care o măzuță de un an și o ia pe afătă, trebuie să vede acum până... No, păi puteți să sunați și între timp o bagă Daria pe cea mică și ieșim afară. Da.
până un alta. Hai, hai să te vedem, Daria, acum. Dar mă tot eu pun acolo. A, oprim? Bine. Că poate că le aducem pe stradă, că acolo e noroi mare la ei. Mm. Le lasă afară să bea apă. Vă ascultă cățelușa? Care sunt gestante din armăsar? Da, să vadă producție. O dat, o muntat mult pe acolo, șai? Da, la noi în general sunt aproape. De la fildul, la fildul locuit? Da. Hai aici, nu, du-te încolo, că trălem neușor, să vedem, vine mânzul. Da. Du-te, du-te, du-te. Du-te până jos, acolo, la... așa, rămâi acolo să ne ceva ce mânzul. Cum bate din palme. Nu, bate tu din palme. Lasă că mă duc după. Lăsați, lăsați, lăsați. Să vedem cum se descurcă ei. Întoarce-ți bate din palme să vedem, te aude mânzul. Pus acolo la garaj și tot de lins. Lăsați-o, lăsați-o. Mânzul ce are dacă rămâne afară un pic? Ce are dacă rămâne mânzul afară? Și lovești. Dar noi ieșim afară. Pe... De ce nu intru? Cum? Uite luna. Tu ce nu te poate te vezi? Că mă lovești. Tu ce nu te lovești? Aduce tu. Să bagi o să nu... Domnul Geo, da, să trezi, bine v-am găsit aici cu domnul Liviu. Multă sănătate, bine ați venit la noi. Așa, cu domnul Liviu am vorbit mai adineori mai de dimineață, am văzut un pic iapa și, mânzul, și mânza dânsului, foarte, foarte frumoase ambele. Și rezultatul după un an de zile de așteptare. Da, aici 4 bărbați, 5 bărbați cu dumneavoastră. Un an de zile de așteptare și acum am primit rezultatul din... Așa, domnul Geo, aici frumosul dumneavoastră armăsar l-ați adus la domnul Liviu. Domnul Liviu, dacă trebuie să-i facem astăzi o montă și să-l pot convinc că domnul Liviu e un fierar vestit pe zona asta. Așa, eu... a munților apuseni. Oricum eu îl cunosc pe domnul Liviu de foarte mulți ani. Și în sfârșit o să facem acum un film, după ani și ani. Și trebuia atunci, știi, când ăsta trebuia să-l cauce pe domnul Liviu, să vorbim cu dânsul, să... El e ferarul de pe zona asta, Huiedinului, pe munte, în sus, pe la mocanii care mai au cai și mai lucră la pădure cu ei. Așa. Domnul Liviu e băiatul lor. De suflet. De suflet, care le face cai și le încalță cai așa pe... pe plăcere. Pe plăcerea fiecăruia. După cum, după cum sunt cerințele. Așa. No, astăzi vrem să facem o potcovitură de aia cum se făcea pe timpuri, cu puse la cald, așa pe ars frumos, ars frumos curățat. Bun. Deci, ajutorul lui Dumnezeu le... ne apucăm de treabă. Așa e, domnul Liviu. Da. Unde o să-l legați? De căruță legați? Legăm. Prima dată cred că scoatem să facem o montă la apă, dacă vrea să stea, și după aia, după ce terminăm, îi mai facem o montă. Bine, așa facem. No. Treabă bună. Cu ajutorul tatălui din cer ne apucăm de un pic de treabă, apoi... Tot facem mare, tată.
Da, da, domnul Liviu. Domnul Cristinel, bună ziua. Bună ziua. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Ne pare bine că ați venit la noi. Așa. A venit domnul Geo cu rămăsarul de la Fil de Sus, preachinul meu. Așa. A venit să montăm iapa, acum la 9 zile. Așa. Și pe urmă s-a montat iapa frumos. Așa. Și începem să facem o potcovitură. La 18 zile, nu? Azi, la 18 zile. Așa. Nu la 9 zile. Așa. Nu, n-are nimic. E bun. Sunteți emoționat? Am un pic de emoții că n-am fost chiar filmat. Așa? Și? Și începem să facem o potcovitură așa cum se făcea mai de mult la fermăsarul ăsta frumos, că merită. Da. Că ne-a scos un produs foarte frumos. Avem o mânzuță din el. Și până una alta ne-a pus. Până una alta savurăm aici un par de suc, o bere, care ce vrea. Așa. O veni, o poveste. O veni soarele, treabă bună. Soarele, vreme bună. Și începem să facem un pic de prezentare. Așa. Domnul Geo, ați intrat în pită, cum se zice pe românește? Am intrat în pită, am făcut deja vreo 5-6 bucăți până acum. Da. Am venit la fratele Liviu să-i facem o nuntă la 18 zile, început de apa să umble. Da. I-am făcut o montă astăzi, mai facem una la 3 zile, că-i fratele nostru și merită. Așa. Avem o mânzuță aici de 18 zile. Rezultatul după un an de zile de așteptare, că a fost în tensiune mare aici. Zona asta a fost mare tensiune, că ce ascolte calul, de cum ascolte. A, da, așa. Să vezi că altul că e mic, altul că e operat la urechi, altul că pe nici urechile, nu e bun că trebuie urechile ca de elefant. Au multe de tăce aici, în zona noastră. Așa. Și evident. Acum îi salutăm pe toți prietenii noștri. Așa. Și pe dușmani. Pe dușmani. Până la urmă care să... Îi invităm la noi pe cea mai mare plăcare. Da. Să fie, da. Să le montăm, dacă vreau. No, am un prețul, s-a discutat atunci la băieții care sunt mai șmechere un pic. La prietenii montăm, așa, după o minie, după ăsta. Doamne, dă-ne noroc. Dorim multă sănătate la toți prietenii. Și să aibă noroc Liviu de Monte, care un aici mai este un prieten de suflet, domnul Romeu, tăi de la Fildu. Așa. Așteaptă și el o iapă. Și ce, o iapă gestantă. Și cel din spate? Cel din spate, tot la fel, prieten. Din spate, tot prieten de-a nostru. El cu ce se ocupă? Cu agricultura? Cu agricultura, cu cai, cu... E păstor aici pe o... Aveți botă de cioban? Da, da, da. Am înțeles. E păstor în zona noastră, care ne cotă de iapa mea, propriu zis, de mânzuță, de acută la vară. Cu vacile s-o cumpreau mai mult. Nu, las că nu. Nu-i la uei cu ăsta. E văcar, dar e un băiat de nota 10. Și? Aici, la Domuș și el. Acolo l-a băgat pe viață. O filmare, dacă... Pe viață? Pe viață l-a băgat până la muntă. O zis că băieții de la Domuș îl și ascund. Când răcește, o zis că ei îl ascund. Până atunci trebuie să facă servicii. E un om bun, e un om gospodar care îi place să aibă animale. Înțelegea lui cu el, nu. Băi, domnul Liviu, dacă ai o minie, ai. Apa, dacă nu... Eu mai cotat și eu ceva clianța noastră să mai duc acolo ceva iepe la el acolo cu mânz, că e un... Un ciurdar și un păstor foarte bun. Am înțeles. Renumit. Și doarme acolo. Și el o iapă. Ai și doarme acolo pe câmp? Are o iapă gestantă de calul ăsta. Dormiți pe câmp acolo? Da, e rulotă. V-a făcut? V-a făcut dulap de ăla cum au ăștia la sână? De ăla. Nu, are rulotă de asta perfumată. Rulotă cu apă și treburi, socotel. Da, da. Nu aia da, mă, tata. Merem acolo, domnul Cristine, la vară. Ce merem și la vară să facem o filmare acolo. Aha. Are o iapă gestantă din calul ăsta. Da. Și mai are încă una. Tot gestantă, dar ai montat cu roșul lui fratele Daniel, îl salut dacă o să vadă filmarea asta, pe fratele Daniel de la Valea Mare. Dani Daniel, care are roșu. Gata, prietenul meu. Da, prietenul tău, Cristinel, care îl are pe fratele lui ăsta de tată. Așa. De tată. Ăsta e frate de tată cu ăla roșu. Îți placă Tauri, îți placă? Am văzut când ai filmat acolo cu el. Și cu Jaru. Cu Jaru al lui domnul Levi. Să trăiască la mulți ani domnul Levi. Așa. Fratele Stelică de la Jechiș. Să poată să țină cai. Să poată să țină cai. Toată lumea să le dea Dumnezeu. Să poată merge la montă și mâine. Să mâine o să-l vedem și pe Jaru. Mâine. Da, un băiat foarte cum să cade domnul Așa Levi. Trebuie să fim în primul rând. Nu să fim cu nasul pe sus că ăla așa are calul ăla așa. Fiecare ce-i place la alegeri este. Cai. Ca iepe, e tot ce vrei. Care are un hărmăsar și ăsta îl știe ce merită un hărmăsar și cât e muncă cu un hărmăsar. Nu e cum e cu un jeep.
Un jeepul bagi în garaj și o mai scos la ani. Costuri, ea potcovit, mâncare, abrac, curățenie. Armăsar ca armăsar, dar suntem mai mari armăsar. Da, da. Anul trecut a fost o vărsul cu un leu, acum ai 2,50 lei. Tot e s-o dublă. Plac taurii. Da. Grozavi. Grozav. Trebuie să mă duc. Mai are taurul, domnul Dan. Are altul. A fost acolo filmat. Dar acolo domesticit, n-are. De-abia aștept să... Atât am uitat la filmarea aia cu taurul și cu armăsarul. Incredibil. Așa e. Oaie, da, cum l-a acceptat, știi? Bă, omule. Are ziceam că lovește. Auzi, noi stăteam după sârmă. Dar să te ferească Dumnezeu să fii trecut de sârma aia. Noi stăteam într-o mașină. Eu spun că dacă nu devasta mașina, o ridica pe sus ăla. Dar te-am auzit când vorbeai. Ai grijă, mă! Bă, omule! Am scăpat filmări să nu ne uităm. Da, puter. Alea sunt forța naturii. Un taur n-are rost, că un taur așa forță are, că un cal de ăsta îl aruncă, dacă lovește cu capul și îl aruncă sus, îl aruncă capul minge. Eu am fost și am crescut la animale. Dar vreau să... L-am întrebat pe Dani și l-am întrebat pe Dani prima dată... Foarte periculos. L-am întrebat pe Dani că cum a fost prima dată cu calul și cu ăsta. Da, și face prima dată tot după cal. Dar face... Până s-o împletini. Dar au zis... Face... Așa ți-l-a țintit odată calul direct în cap. Face că așa i-o dudui capul. S-o dus cu capul, știi, să dea, că e asta, ăsta. Și calul l-o... L-o calma. Și gata, s-o împletini de acolo. Când i-o dat, o zis că i-o dudui capul, i-o făcut ca lemnul, o sunat. Bum! Și de atunci nu mai a avut treabă cu el. Scutura crezi, că dacă îl nimerește în cap și mai ales dacă a fost potcovit calul, când o dat. Îți dai seama? L-am prins aici, sus. Uite acolo. Dacă cu metre tu ai haine sau cu alea vrei să ții calul la potcovit. Eu cu astea mă... Păi el nu și-a dus oamenii aici. Eu nu am. Aveai noroc de calul ăsta să ai, măcar să-l poți în evo 15 ani. Dar să și facă în fiecare an, dar să facă și în fiecare an măcar câte minim 100 de monte. Nu trebuie, domnul Cristinilor, 40-50 mi-e destule. Și anul trecut am refuzat. Ați refuzat? Cel puțin 25, poate mai mult. De ce? Distanțe? De distanță, eu nu am timp. Pe unde v-o chemat mai departe? Pe la Maramureș, pe la Șomcuta, pe la... O zis cineva acolo, m-a sunat, mă tăsuna și o zis care undeva la 14-15 aia pe erau acolo pe zonă să mă duc să stau o săptămână acolo. Eu nu pur, domnul Cristin, că am și vaci acasă, am și capre, am și oi, am și copchii, am și eu, dacă nu vreau sara acasă. Câte capre aveți acum? 40. Și văcuțe? Peste 10? 15 și ceva vițele. Cum vă descurcați cu ele? Cu familie numai, oameni zero. O meritați să veniți din străinătatea? O meritat să duc din străinătate pentru că nu am reușit să fac cea... Nu mi-a ieșit ce am vrut să fac. Ați avut un proiect să faceți acolo? Am avut să iau ceva acolo, să nu plătesc chirie. Plăteam 1200 de euro chirie pe lună. Am înțeles. Și nu merita să stau să... Pentru rămân cu 200-300 de euro pe lună, cer o stare și stau să mănânc din supermarket. Bravo! Aici mănânc tot numai produse ce produc. Domnul Geo. Despre supermarket și despre produsele din supermarket. De ce nu de acolo? Păi nu sunt de acord pentru că ăștia ne-au băgat și ne bagă și să ne distrug animalele noastre. Vreau să le distrugă tot ce avem noi românii. Casă? Ca să aducă de afară. Să aducă pentru că acolo, uite, la mine vine laptele, vine mașina după lapte. Da. Și acum au zis că ne scade prețul la lapte pentru că aduc mult de afară. Dar nu, domnul Geo, nu odată au dat laptele la porci să-l mănânce. Băieții ce au vaci. Dar îți dai seama că pe noi, pe crescătorii de animale, pe noi, pe producătorii care producem lapte și ăsta bio, nu cu furaje din ălea și cu tot felul de ce bagă concentrat. La ei acolo, în țările astea de afară, în Polonia și până asta, îți dai seama că lor li se merită să dea laptele mai ieftin pentru că ei au subvenție pe litru de lapte. Cum avem noi? Că noi ne... Voi cum aveți subvenție? Pe ce aveți? Numai pe vaci? Avem subvenție și după teren și după asta încă nu ne-o băga mai. Ne-o băgat o tranșă în toamnă voi și... Domnul Geo, voi pe ce aveți subvenție? Pe animale, băcute, pe teren. Pe băcuțe și pe teren, atâta, pe da? Pe băcuțe și pe teren. Atât, așa-i? Da. Pe cai n-aveți. Și la capre trebuie să ai de la 50 în sus. Dar bine, eu le țin pentru familie. Am înțeles. Să mănc cu copiii mei, am 3 copii, să mănc un iet, să mănc o brânză bună pe care o fac eu acasă, că așa e cel mai bine.
Cel mai bine. 70-80 de veni care le țin pentru casă, pentru noi. Ați văzut ce... Ați văzut noi ăștia de la oraș, suntem un pic mai palizi. Acum sunteți, nu, un pic mai palizi, știi care e faza. Nu sunteți obișnuiți să cumpărați de la țărani. Da, da, dar o să cumpere ei de la țărani. Da, pe când? Da, când ne îmbolnăvim? Să fie târziu, domnul Cristi, să fie târziu atunci. Pentru că acum ar trebui bătut. Fierul. Da, bă, stai că... Da, domnul Liviu, domnul Liviu, dacă sunt bine să ne aducem aminte, de ce credeți că s-au închis târgurile astea? Aci socrul când era ferar, aci stătea la rând căruțile de jos până sus, spun vecinii, nu spun eu. E la potcovit. Eu am furat meseria de la socrul, doamne iartă-l. Și mi-a plăcut până la urmă că am avut și eu cai, am avut vaci, am avut oi, de tăticele. Și mi-a plăcut, da. Problema e că cu târgurile astea, când le-au închis, automat au închis tochii. Mai ales asta că omul de rând... Domnul Cristinel, s-a urmărit treaba asta la Revoluție, când l-a ăsta, că Ceaușescu a fost spaima Europei. Ceaușescu a fost spaima Europei și de-aia l-a achitat. De ce nu i-a achită pe șmecherii ăștia? Și ne bagă, suntem... Nu, eu sunt că tânăr. Dumnezeu știe cât bățenie, Dumnezeu viață. Dar oricum o să plătească nepoții mie și nepoții la alții, o să plătească datoria țării, ce datorie au făcut ăștia, pentru ce? Nepoții nu știu să plătească. Când o spus, mai... Dacă ne uităm la ceva filmări după mass media și ce au spus Vadim? Vadim, tăți o zic că e nebun. Da. Ce au spus în 93? Că o să împărțească țara asta și o să o vândă pe bucăți. E vândută? Exact acolo, mare. Da. Noi suntem chiriași la noi în țară, noi suntem chiriași la noi acasă, dar nu ne dăm seama. La cât suntem de un popor dar de... Dar știu ce vorbești. De cum suntem? De aia consumat asta, să... și câți, nu câți, care au vrut să facă dreptate, nu au putut să... Că muri cu dreptatea mână. Cum îl cheamă, Velean? Velean. Domn Velean, fain, au trecut deja o jumătate de oră de cât am stat. Da, da, da. Eu zic că puteți să stați să-și ajutați pe domnul Liviu să nu trească, no, să țină domnul Joc. Dacă o să trebuiască să-l plătesc o oră, mai stăm tot atât, mai stăm o jumătate de oră și dau banii pe o oră și am terminat. Și pot covi noi după aia. Da, da. Ședința e bună. Domn Velean, viață bună la Huiedin. Ha? Mai mult aici decât acasă. Nu, las că e bun. Știi, trebuie că trebuie să se mute. Dar și la Fildu-i fain. Și la Fildu, da. Domnul Geo, la Fildu când m-am dus acolo, băieții de etnie romă au aliniat caii. Bă, deci nici mine n-am zis. Am venit toți cu caii. Pac, linie. Acolo pe parcare în spate. Da, da, am văzut filmarea. Bă, le-au făcut o parcare. Nu știu ce parcare e acolo. E parcare de la... Da, n-am văzut. E parcare care e făcută... Mare lucru că a scăpat eu. Bă, omule, dar ai film de epocă. Ăla-i... Da? O făcut... Domnul Liviu, pentru filmul ăla trebuie să ne dea ăștia Oscar. Numai le dă Oscar la alții. Ce se îmbracă în roz. Avem acolo la Fildu monument istoric, domnul Cristin. Biserica veche, un monument istoric. Toată fină camion. Mă scuzați un pic că deja telefonul e bai. Așa. Alo. Domnul Liviu. Da, domnul. Începem imediat treaba, așa-i? Categoric. Oprim, da? Exact. Facem o meserie așa cum se făcea pe timpul. Așa. Încercăm să facem. Bun. Acum, rezultatul o să spui pe parcurs. Da. Pe parcursul... Filmării, exact. Nu intră în cauciucurile de pe față. Să fac moldoveni. Să fac în bustă, jos, și să vin așa. Nu trebuie cauciucurile mici, că nu vine cu rugile acolo. Cu spatele trebuia să-l puneți acolo. După mâine cu rugile a băci în gheață. De acolo el tă vine, tă după rugile, el tă vine și încălzește. Cum să-l întorce, nu? Dar nu are nimic, dar nu poate vine abaci, mă, că e atât lung. Nu, strângești șurlăvă. Nu. Aveți, domnul. E bine, domnul Cristin, nu? Da, domnul Liviu. Da? Deci, armăsarul va fi potcovit la mână, da? Da. Bun. Va fi potcovit exact cum se potcovea acum 20 de ani, 30 de ani. Sperăm să ne asculte băietașul ăsta. Ălălaltul a plecat. Ălălaltul băietaș. Ăsta a stat cu noi până am povestit. Așa. Și până am spus cât e o poveste, cât e una, cât e alta. Și după aia, pe când o pot de lucru, da. L-a sunat șeful lui. L-a sunat șeful. Hai, tata, dă-l sus.
Hai cu mine. Are părul? Eu am, n-are părul ăsta. Adă domnul Cristine la aici, ce o să lucrăm noi la... Mai ține și pratinul nostru. Mai țin și-o, dar eu mai rar. Eu vreau să vin ăsta la altul. Care? Ăsta, pizzerul. Ăsta ce lucră la pizzerul. Da? Să țină el. A, divoleant? Eu tot în ochii lui m-am uitat. Hai, mai bă! Bate și el cum poate, că vezi că lumea asta e destul de re. Și... Ha. Ea l-a văzut poate că vreun vecin că stă la noi cu noi la povești. Ia, și l-o fi? La un vecin la locul. Pe ăsta? Bate-l la cupul. Hai să aduc cam o chestie care rezolvesc. Bă, dar ce scule și o pregătimă. Alea sculele, sculele. Noi noițe, pregătite, ștanțate. Astea scule cum se făcea, făcute de ferar, nu făcute, cumpărate de din comerț. Eu făcute de mânata. Eu le-am învățat de la soclu. Tată. Și am pot covesc. Acum mai mă perderat și eu, mai fac cu flex un pic. Unii nu pot. Domnul Liviu. Da, domnul Cristin. Pot covele le veți spune aceleași? Da, că nu sunt zate. Da, că nu sunt zate, nu mă curățăm calul, că eu crescut copita. Am eu stă în boxă, domnul Cristin, e boxă de 7 pe cât, pe 5 de lată și de 7 de lungă. Și acolo stă el și se plimbă și face ce vrea. Dar e adă ceva să pune în câine. E, domnul, eu să-mi spun ce nu dau mă la baie. Și, nu, stând pe moale și ăsta, cred că îi crește și unghia mai repede, nu știu zice. Categoric îi crește și calul dacă îi ținut bine, iar îi crește unghie. La calul care îi crește tare unghie, zice că îi mere bine, spun cunoscătorii mai mare. Noi suntem de aștia mai micuți. Noi ne lăsăm așa cum suntem. Și... Da? Trăim și noi aștia mai micuți, trăim până și... la cea mai mare. No, ce să facem? Avem ce face. Ah, mulțumim la Dumnezeu că suntem sănătoși, a fi restul. Scoate-l de alea de acolo, că acolo e că buzunarul ăla cu fermoar, acolo. Eu cred că foarte tare unghie. Eu mă uit. De-aia numai un pic îl... Da, de-o învățat meseria. Îl aranjăm ca și când mere domnișorile la... La paradă. La paradă, să-și facă unghiile când mere la distracție. Domnișorul... Acum am însumat. Ca anul, un băiat de la... De la Horoa. Așa. Ceva prieteni de la Horoa. Așa. Pe sâmbătă avem ceva acțiune pe acolo, pe la Horoa. Așa, de montă? Da, da, ceva iapă, iapă, iepe, nu știu exact acum, până o să ajung acolo la prieteni, să vedem. Ceva iepe la 30 de zile, mi se pare, de la fătar. M-a sunat domnii mai de mult și zicea că e prea de grabă și prea asta și... Mai ne confruntăm cu unul cu altul, ne mai spun. Eu-s mai tânăr în meseria asta, dar nu. N-are nimică. Îl mai sun și îl mai contactez pe fratele Miclea de la Cluj. Îl salut cu mare respect. Aha. Un om cunoscător la cai. Nu vreau eu să-l ridic în slavă, dar nu știu dacă sunt mulți în țara asta să cunoaște cum cunoaște domnul Miclea de la Cluj. Dar e arde foc. Un montator. Zic eu... Grozav, am făcut el. Grozav. Bineînțeles, cine se ocupă de un lucru? Un om care a produs cai în țara asta, cu Bruno și... Nu numai cu Bruno. Mă, știi cum e? Nu poți mulțumi pe toată lumea, că nici eu cu Pocovitul. Apoi nici domnul Mitlea, nu-i poate mulțumi pe toată. Sau tu, sau altul, sau... Bagă mâna acolo, cum să ține, da, cai. Cum să lasă, mă, dar ce faci, mă? Hă, mă! Stai cu minte pinte. Da. Nu mâna stângă aici, aici, cu dreapta în spate. Că din moment când lucru cu asta, ai văzut? O, mă! Asta e o unealtă făcută de, de ferar. Mulți le cumpără. Ferar betonist. Dar meseriaș, zic eu părerea mea. Trebuie să-și facă scule, că și băieții când mere la război își făceau... Își făceau arcuri și săgeți? Își făceau arcuri și săgeți. Oh, 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 băiatul! Și ferarul,
O, tată, o. Care e firar, trebuie să știe să-și facă scule. Acum am văzut pe internet, el o înclește și eu am luat clește. Cum să le? Cum să le clești? S-au rupt cleștile. Cum sunt astea? Oh! Ei! Ce vrei să mă supăream? Oh, că îmi țin scăpul ăsta! Lasă-l, mă lasă-l! Domnul Geo nu pleacă la război fără briceag. Aha! Ce briceag aveți? Ce briceag aveți? Îl scot avară să-l vedeți. Am un briceag așa, din orice eventualitate. Are. Am pățit multe în viața mea. Nu zic eu de mult. Ei, dar trebuie să ai briceag, că dacă... Ăsta să ai, să tai o ață. Anul trecut am montat o iapă. Foarte frumos, briceag. Am capră făcută acasă, domnul Cristi. Așa? Am făcut o capră, știi, de-aia poloneză. Cum... Și bag iapă acolo și mă descurc singur acum, nu, că nu pot eu să... Să învățați să lucru mai mult singur ca și cu ăsta, că ajutoare, vezi cum... Din cauza că nu avem. Nu avem ajutoare, ea vine și bea un par de suc și... Până povestim, până nu știu ce să facem, pierdut. Nu mai găsim. Dar cât am povestit noi, echivalentul la... La potcovitul pe patru picioare. Da, da. Corect? Acum nu suntem așa în grabă, că avem și timp. Acum, nu în fiecare zi te putem prinde pe tine aici să vii să ne filmezi, să ne... No, domnul Liviu, aici, în fiecare zi dus la munte, mai mici, la potcovit, pe la... Aici pe Cătămânța, pus ani în sus pe la munte, are mult la potcovit. Da. Am solicitat-o, un păstătăr. Am solicitat care cum vrei. Că sunt. Numai cum fac. Numai n-au tăzi ne-am făcut căloașcă. Și eu mai bat pot cove, știi? Când, așa de eventualitate. Când mai zboară. Da, da. Copii-n scopul. Nu putem noi așa ca și cu un om care cunoaște meserie. Oh! Un om care cunoaște meserie și-o crescut lângă așa ceva. Am văzut că are un pic de covată calul ăla. Și asta contează cel mai mult la un cal. Că la urmă pui poziția apă. Asta. Pui aici apă eu când îl ard cu potcova, pot să punem apă în copită. Vezi că pui apă și nu dacă va sta apa acolo, e bine potcovi, dacă nu, nu e bine potcovi. Hai cu mine. Vrei să aduci cald? Da, da. Acum, încercăm să-l facem pe partea din spate până se încălzește potcova aia la altă din prăpastă. Adăm un curu. Sperăm să nu ploie. Să-l putem. Face că lucrăm destul de... N-au spus ăștia ploie, dar acum nu te mai poți lua după internet. Nu te mai poți lua după nimic. Nu nu-i mai sufus, mă, Cristine. Nici oamenii nu mai ești cum au fost cumva. Adică? Nu mai... Cum adică? Bărbat sau ce? Prea puțin are om, au oamenii cuvânt. Nu mai au cuvânt? Prea puțin. Le dai bani împrumut și nu ți mai dă? Da, nu-i vorba de bani. Nu-i vorba așa de lucruri mici. Dacă în ele mici nu putem să fim, ăsta în ele mari, cum să... Cum o fi? Înțelegi? Aha. Da. Ce să faci? Cum ca următar, și aici contează poziția lui și din viață, și asta se trebuie luat în considerare, că mult zice că așa arată, că așa, dar aici e vorba și de cumințenie, e vorba și de multe treburi la un cal. Că este apă care nu stă, cum stă el. Și ai un cal destul de bine crescut. Trebuie să-l lăudăm noi. El acum la fața locului spune multe pronunțuri. Domnul Dacian i-a dat multă școală la calul ăsta. El o învăța la montă. No, și Rareș de la Stroie, de la Brașov. Și acolo el a crescut în 2017. No. Uitați aici. Fața golă, la copită, asta spune multe la un cal. Adică? Copita golă. Asta când l-ai curățat, poți să, când am ars potcova pe el, după ce ai curățat, poți să bei o cupă de... E gropoșet bine, e... Asta contează cel mai mult la cal. Stai cu minte. Să spună oricine, dacă spun ceva greșit,
stai cu mine. Uitați, când i-am scos, din moment ce i-am scos, curul crescut de un zile, el are o groapă aici, că și dacă cade putcova după el, el nu o să șteopă niciodată. Eu una e să fie gol în talpă, vorbesc de copită, și una e să fie plin, să fie plat. Hai mă, cum ești mine. Nu prea mă gâță să ia ci, că n-am pierdut. Scoate și eu cu mine. Să stai cu minte, că n-am ce faci. Nu știu că acum asta e cu minte, că... E mai bine când stă un... El... nu-i... Stai, că alții care au lepile... M-a luat calmat. Da? Ea a montat domnul Cristin, l-a montat prima dată și l-a lăsat să monteze de două ori să... Ca să se calmeze. Să se calmeze și după aia energia imediat, eu... Ca și cum ar merge după căruță de lemn, nu știu? Da, dar el dacă se scută un pișor e remide. Eu? El are bunge. Nu. E încă o serie. Acum el o face înapoi, nu e problemă, dar... Încă nu-i chiar cât trebuie, că n-are antrenament cu tarul ăsta. Dorina, să vezi pe cova. La păstă... Uite că acolo cărbini. Dacă e caldă. Pe două, trei săptămâni are loc. Pe una pe alta să plimbă, bă. Oh, mă! Și cu minte. Tati, e caldă! Da? Pocava, pe față. Extrem de caldă, vreau. Da. Acum să fim atenți cu el, că nu se știe dacă mai fost ars. Că... hai să spun, eu pentru orice eventualitate, hai să punem tipa. Hai să punem tipa în asta. Așa e cel mai... Mă, pune tu tipa, eu știu dacă poate nu a fost ars potcova cu potcova, niciodată îi veche fumul ăla, să nu mă... Poate că de la fundare, așa nu crede. Mă, pune-i tu tipa, lasă că nu mă încred eu la... Nu mai zic, numai de calză, de restul nu mai zic că încerc. Dar la calză, ce să nu te încrezi niciodată, că... La calză. Am avut una odată, o, niciodată nu s-o spărea. Că ne-a ajutorul domnul Cristinel. Lasă-mă că m-a șchepat. Domnul Cristinel, am avut o iapă, niciodată nu s-o spărea. Niciodată, au avut vreo 16-17 ani la noi. Și o singură dată au văzut măgarul cu bidonile pe el, cum vinea de la... Vinea cineva de la ui. Și era, știi cum era mai de mult, măgarul și cu bidonile de lapte. Da. Și au văzut măgarul ăla și... Băi, frate, eu viteză de aia n-am văzut în viața mea și nu s-o spărea niciodată iapă aia până atunci. Tătătăt o împrăștiat. Și căruța și tătătăt ce-a fost în căruță. Numai cu chileaga dinainte am mai găsit-o. Da, laptele. O crezut că... Nu a fost laptele la mine, că era laptele pe măgar. O crezut că... O crezut că îi extraterestru. Nu știu ce-o crezut ea și ce n-o crezut, dar... Și la genunță are părmânță de oată, mă. Și pe... Ai la genunță. Acolo, acolo. Hai, pregătim un pic cu compasul ăsta care... Nu ca asta e sub suia sunt ce. O, tata. Asta li că un pui caldă pe ticion. Da, Da. Mai aici trebuie. Mai afară. Un pic, dar nu mult. Domnul Joa, ați vrut să o trageți cu mâna? Da, da. Ce zici dacă punea mâna pe? Da, păi... Îmi plăcea, eu râdea mare. Da, în hohote. Hai, doamne! Hop! Salut, salut! Ce-ți trebuie la? Pruncul Mircea. Pruncul Leanca. Aleanca. Băru meu. Aveau ar noroc. Să uita și el la... Să uita, dar când m-a văzut pe mine, parcă a început să accelereze. Așa. E bine. Fii atent ce ușor nu trebuie după ce-l căzești. Hop! Dar mă, Geu, tu te temi, e scula ce e? Nu mă temă, dar colona mea, tu știi că colona mea e cu probleme. Nu, tu știu că tu ești bătrân și... Nu, mai. Acum, cine un pic? Colona, bă, la mine au fost 7 în ea le dus odată. Lasă-l jos un pic. Pe mine mulți au crezut că nu mi-a merit pe picioare. No, și nu... Cam așa. Este un băiat la izvorul Crișului, Călin, un masior. Un masior, de n-are rost să povestim.
No, băiatul ăla m-a pus pe altul. Dar m-a pus băieță pe masă și la 15 minute după masaj o să-ți dă-te jos. Mi-a fost frică să mă dau. Zice, dă-te jos. Mă, omule, dați ba joc de mine, m-a pus băieță pe masă ca paralizat și acum să mă dau jos. Și m-am dat jos pe picioarele mele și uite cum. Și am fost în Germania la lucru, la ridicături, la demolări am lucrat. Și la mână și pe bagrele mari de 50 de toni, pe excavator. Ceva ce mi-are pe drum? Dar mulțumesc la Dumnezeu că mai pot să muncesc, mă dor spatele, dar te-ai luat și tot pe Iisus l-a dorut când o sta pe cruce. Trebuie luat asta o centură dintre aia. Aia că spatele te dor de altceva. Am niște prieteni aici pe lângă mine, numai mă atacă, domn Cristian. Numai să mă atace, umblă. Numai după lucrurile alea, umblă, să mă atace. Numai să mă atace. Aia și la următoarele picioare, la cine vă ajută? Da, păi vezi că ei zic că e calul meu, eu să-mi îl țiu. Ei nu, așa, mă, eu cu polojenii și cu... Zice că mă dor spatele din alte puncte de vedere. Am înțeles. Nu, am eu... Nu, vă le-am ție un pic pe spate. Și din punctele alea, zic, mă, cu vea. Ce-ai pățit, domnul Georgian? Ce-am pățit abia în alții? Nu, pe care vrei să-l iei? Ăsta din spate. Aia este să fie curățat sau celălalt? Nu-i curățat. Ia, dați calul mai încoace un pic să vedem. Dați-l așa mai, împingeți-l aici. Așa spune, măi, de aici am să care vrei să-l iei. Fă-l încoace un pic. Dați-l încoace un pic. În parte, facem cu loc. Atât, bun, perfect. Ăsta e hambar de pare. Ăla-i. Ce-i? Hambar de... Dar uite ce frumos s-a pus mâna pe el. Nu poți să pricepe și ei. Păi da cum? Numai nu striga, vorbiți frumos că... Și uite că nu-l doare spatele. Asta nu, dar asta s-o odinește, domn Cristian, că asta numai la vaștă. Vara, și, la umbră, de la umbră la alta se poartă. Așa s-are pe stădeau tăiepurile. Îi dau băieții de la domnul Șplată grozavă la... Îi dau? Dar nu vezi că și musteați încă țigan dublu, că și cu musteață și cu barbă. Aha. Așa. No, noroc să fie. Așa au zis unul, zice, să ne să nu mai zice, ne să-mi zici țigan dublu, că am și barbă și musteață. Aha. Vrei noroc de musteață? No. Da, îți băieți de băieți. Sar în ajutor, uite cum am apărut. La năcas și la probleme deja au fost aici pe... Când au știut, când au crezut că o să vă trosnească spatele, așa ai? Da, când au văzut că deja mă doare telescopile, au fost deja pe mine să mă ajute. No. Trebuie să-i montez o iapă, am un an ce face. Un pic mai scumpă ca la ăștia, la asta. Hai! N-ar ce face. Hop, hop. Ne acceptăm. No. Da. Ce să facem? Mai merg și după musteață. Aha. Mai faci lucrarea și după musteață. Ai grijă, voleam să nu-ți iau musteața. Ai grijă, că dacă eu le ia pe o parte, trebuie luată și pe cealaltă. Să nu-ți umble la frâna de la muci. Ei, la meu de la duceai, că ăla îți place. Hai că fina, nu vii la țigare. O vii? Hai musteață, domnul. Are băiatul ăsta, prietenul ăsta, mie are un băiat. N-are rost. De câți ani? De 16? De 16, de 16 ani. Dar așa ceva, 14, așa putere într-un băiat la 16 ani. Mai rar. Și am fost puternic la 16 ani, dar după aia... După aia au scăzut puterea, domnul Liviu. No, bine, dar deajaba că tot a plăcut să umbla și aia asta noapte. Asta nu-i meserie ușoară, domnul Cristinel. În cluburi. Umblat și el de... Umblat în gozul. Domnul Liviu, cu ce să te ajut? Că uite, acum deja m-au pus băieță pe loc repal. No, cam așa ar trebui să arate un... Șmecherie la cal. Liviu, vrei să nu mă faci de rușine acolo. Ai grijă, numai să nu. Mai nu putem intra tare, că el fiind stat pe gunoi, gunoi acolo, pe cum îl ține boxă, i se moaie foarte tare unghiile. Stai cu minte. Stai cu minte. Stai cu minte. Domnul Cristi, așa un cal cu minte și un cal ascultător. L-am văzut eu. Am avut cai. Da, cum mărți mânzutul. Cai am crescut. Da, cum mărți mânzutul. Da. Și nu, așa cal cu minte, mai rar. Nu că laud eu că am eu, dar să vede el cu care pricepe la un la cai. Nu băga. Să lași. Nu băga mânurile. Cine are unghiile lungi poate să bage. Da. Soldatele întâlnește. Super. La jos sau ce faci? Hă? La jos sau ce faci? Lasă jos să... Tu ce dare a cerut, dă-i drumul la foc. E un pic din față. Luăm când ne aducem potcoala. Da?
Vezi că pe beton și pe ăsta i-ar fi bine. Nu e bine. Dar cum aveți în graj? Are box. E boxă, jos și pământ. Aia e bun. E pământ. Bun. Și băgat, eu are o jumătate de metru de lucru. Ăsta acolo numai paie. Bun, bravo. Nu a rămas de la oi o grinjă, știi? Bravo. Nesturile de la oi, tot am băgat acolo sub el. Deci calul nu stă pe beton. Nu. Acum am băgat pe 40 de saci de rumeguș. Am băgat sub el de o săptămână. Vreau să-mi aduc cauciuc pe el. Dar e mare bolsa. Și numai luați de deasupra, bălegarul luați, așa e? Dar nu face. Nu se simte bălegarul. Nu, dar zic că îl face într-un loc. Amestecă cu fundul ăsta și s-a făcut un pod, ca un pod, așa. Așa este ca pe relax, ca pe salteau ăsta. Am înțeles. Nu. O câteva pot să umărâm eu. Da, da. Eu. Mă rog să fie. Da, da. Pare. Dar ai caldă da, pe da, tava. Da, da, dacă vă. Ha? Se tem un pic. Bai, o cât din spate. Uș, Liviu. Da, da. Vreau să povestesc și ceva la podcoaba aia. Despre ce e vorba? Păi, te uită, mă. Căvațului. Bine, pe mână. Așa opre, mai de mult. Sângerarea? Nu mă cred. Stai un pic așa. Sângerarea la cai, da. Ce facem, mă? Nu se închișe, mă. Stai. Doamne, iartă, mă. Da, lasă. Doar când îl scapă. Mă lăsă închișe. Dar prea mult? N-aveau, ai noroc. Da, drum. E usturime. Da, e usturime. Ce l-a ustura? Dar cum îi place? Da, ustură. Da, nu doar, îmi place. Eu! Eu! Hai cu minte. Poate că vrea să zăși chișă. Vezi blândul camarau. Vezi blândul camarau. Zică-te. Mai tu. Uite la să clonțul ăla de acolo. Tată creștile, George. Eu! Eu! Oticule, vă. Eu! Colectai un pic. Oticule, vă. Și tu ai zis că faci. Și eu fac. În timpul liber. Da. Și eu fac în timpul liber. Că nu te iau de ucenic dacă greșești. Și o fac în timpul liber, una alta. Lasă că acolo sarge. Cred că am răcit o potcovă. Da, păi, de obicei. Răcesc potcovile aici, le încălzăm, le răcesc. Da. N-are nimică. Că mere focul. Da. Nu împinge aici, stai, uite cât e. Cât o mare. Da. Lasă-l, mă! Picuinte, băițașule. Lasă-l, mă, să-ți vin. Piciorul, uite și telefonul ăsta. Mare pupita la cap. Astea potcoave le-ați făcut dumneavoastră, domnul Liviu? Da, da, le-au făcut în tura trecută. În tura trecută. Acum anumale. Domnul Liviu, sigur îți de mâna dumneavoastră? Eu așa mă gândesc. Mai fac și eu, să nu știu de-a mele printre. E, da, le-au făcut semn. Cu L. Are semn pe ele, da. Da, da, eu știe ce face el. Liviu are semnul lui. No, oh. E bun așa să respire aerul ăla. N-are rost că mai de mult bătrânii afumau copiii, mă, că nu era medicament. Ce ba, este șerșala. E sănătos ăsta. E sănătos? Nu ți intră la plămâni? Bun. Îți intră, dar ție, faină, a? M-am plic, nu lăsa. Tu cel mai ușor, bă. Bă, mă. Cel mai ușor. Tai cu minte. Bă, chiar că să bine armă, sarumă. Bă, băiatule. Băi, așa mă înțeleg cu calul ăsta, Cristinel. Mai bine decât, mai bine decât cu oamenii. Uite, nevastă, așa e ca... Mai bine. Ia cine nevastă mai mult. Avea noroc. Pe când să vă spui ceva, da, zice câte bine, măi, cu mine în casă, nu stai atâta cât stai cu caia ăștia în boxă, că mai am două... Zice doamna. Nu ești tu singur. Da. Celelalte mai sunt și alții. Mai sunt și alții. Domnul Liviu. Da. Mai sunt și alții? Da, da, da. Mai am mult până fatal. Cum e aia? Domnul Liviu. La sfârșitul lunii trebuie să fete. Vă culcați cu caii și vă treziți fără cai. Mă, Cristinel. Și iară umblați după cai. Lasă-l jos. Un cal de ăsta trebuie întreținut, mă, să arăte cum arată, mă, că... Ia nevasta zice că nu stau cu ea s-o mângâie atâta cât îi mângâie și cearsă-l pe aceștia și curăță. E, da, pe doamnă. Și pe doamnă, nu, da. Nu, dar zic că când spală doamna părul,
Ați ajutat-o vreodată să se spele? Da, eu usc cu fionul. Nu, înseamnă că atunci e bună. E bună. O, avea noroc cu uscătorul. Dar e bun calul. Trebuie să o ajut. Îi dai hulul sau ce? Vezi că calci pe ea și cald. Uite aici au venit copiii mei. Șmecherii băieții de la școală. Cum a fost la școală astăzi, mă? Bine. Ceva febe? Da. Tu? Da, la istorie. La istorie? Ce ai învățat? Despre ce? Cerurile românești, acolo la 17 ani. Aulea. Da, auzi, fete frumoase la voi la școală? Da, sunt rele. Cum? Rele. Nu te înțelegi cu fetele? Cum sunt rele, mă, cu fetele? Da, fug fetele după voi. S-au supărat, doamna, pe ele și nu-i mai lasă. Da, reguli, da, auzi, fug fetele după voi? Nu. Voi fugiți după ele? Toată viața o să fugim după fete, puțin. Normal. Până să rămână. Deci până o să umblăm de scurs, așa vom fugi. Nu. Asta e miroase, tata. Ia, miroase aici cum am ars copita, tata. Copita la cap. De ața. Hai că o nu cârța. Da. Domnul Liviu, da, tineri, dă-te mai tău. Zic că în tinerețe l-am văzut pe unul lângă bar. Erau cai aranjați așa, la gard. Da. Și un șpirțer dintre ăla s-a apucat el să-i potcovească la unul calul. Da. Dar a doua zi și-o chemat spirțerul care i-o potcovi la un calul să și-l potcovească pe-a lui. Să i-l potcovească pe-a lui. Nu, pentru, auzi? Da. Da, am înțeles. Pentru ăsta, știi? El era bun profesor pentru. Pentru altul. Dar când o trebuie să-l facă pe-a lui, o chema potcovarul. Mai cunosc de ea, stai bine. Cristian, eu sacii de față, eu recunosc că și eu tot așa. Ia, viu la domnul Liviu să potpulească calul și pe la băieța ăștia mult am potpulit. Am înțeles. Dar acum, de când spreachim mare cu domnul Liviu aici, cu căuacii, așa, m-am retras și nu le mai potpulit. Îi trimiteți aici la domnul Liviu. Nu mă bag pe ăsta. Facă și-a dat franzele. Bravo. M-au sunat și cu ăsta, dar trebuie să fie un pic de... Unde-s franzelele? Ca să trăiască și eu. Am... O sunat și de la Bihor. De la Vadi, pe acolo de sus. Pentru potcoveală? Da. Și? Nu, l-am spus la băieți, mă, nu mă duc acolo. Bă, acolo sunt alții băieți mai ăsta. Îi Dacian, prietenul meu. Așa? Îi Dani? Îi Dani? Nu sunt, acolo mai nu sunt. Nu prea. Nu să nici merită să chetești pe acolo, că... Motorina scumpă. Motorina foarte scumpă, pierzi zua pe acolo, pe ăsta nu. Eu nu pot să stau numai din moment. Sunt băieți care se ocupă numai din moment. N-ar mare mașină. N-ar fi rău să meargă cu apă. Dacă cere un preț acum... Am vorbit cu cineva de apă, dar nu-i... Nu-i relevantă treaba. Văd că îmi bagă mașina să meargă pe apă. Te rog frumos să stai cu minte să nu mă stresezi. Stai, mă! Hop. Nene! Mă, ce ai acum? Da. Lasă un pic. Nu. Nu lăsa, nu dai acolo. Ce remarc, nu? Hai, zice, nu lăsa dacă nu știu. Hai, mă, mă, e ghiu, nu-i mult. Și normal că face fiul. Nu-i da, noroc. Nu lăsa azi dacă nu știu eu. Păi nu mă dare pe mine. No, copii, ați văzut mângul? Da. Nu vă lovi. Tu ai, doamne. Wow. Asta poate să vede mângul ăsta. E ai colega ta? Ha? Da. Cum te cheamă pe tine? Cum vă înțelegeți, fetelor? Ha? Îți place aici la Daria acasă? Da. Îți place la Daria? Stai, blin, ți-am zis.
Ome! Da, nu faceți schimb de cai, tu cu Daria. Dă Daria. Iapa. Da, dar vă dă Daria 2. Nu faceți cu Daria, vă dă 2 cai. Hai, nu cuminte odată, nu ce-i baia aia. Nu chiar să tână. Cum? E mai frumos, tată. E mai frumos, tată, frumos. Lasă-l un pijol dacă nu... Ei, bine, bine! Hai, Uite, vezi cum își câștigă românul pita domnul Geo. Da. Stând în genunchi, uite-te. Categorie. Mă. Stai cu minte, mă! Stai cu minte, mă! Lasă frumusul! Lasă că e bun! Hai să-i bun că e băchete! Un pic! Stai cu minte, căluțule! O, căluțule! Nervosule! Oame! Ei, Doamne, ajută-i! Dar are domnul Liviu Bocanci cu bombeu! Are! V-a pus piciorul acum? Zic că nu v-a pus piciorul sus, așa-i? Cum ziceați, domnule, să aveți dumneavoastră așa păr? Da, mi-e la jos și eu cacaloși. Așa pe spate, așa, fain? Da, cu plăiți. Și cum ați umblat pe aici pârgi? Pe când ați potcovit, mi s-a rapit de păr. Păi nu, păi, dar îl faceți coc. Cum fac japonezii, pac, frumos, virtuie, în mijlocul cu capului. Stai așa. Ține bine. Ține bine să nu tragă. Poate că am o țigură. Trebuie... Nu. Să viu eu aici să-i povestesc la căluț. Așa-i povestesc Sara în box, să mă duc și stau cu el. Mă duc la mânze. Ai vorbit cu ei? Ce zici? Păi tot felul. Povestesc, bă, băiate, mâine trebuie să mergem la Potcovi. Așa. Spus-o Sara. Poi mâine la fete. Răspoi... Trebuie să mergem. Mâine cât e? Mâine 23. Mâine avem o fetiță la probă. Nu ai văzut? Vineri, iar mai avem una, sâmbătă trebuie să mai iau la muntă. Vezi că merg acolo, să mă sun că vin cu tine. La horat? Nu duce pe tăs cu tine. Numai prietenul meu. El mi-e prietenul cel mai bun, Romeo, fantastic. Ha? Ca sigur. Fratele meu, Romeo. Știi să cânt? Știi cântă? Pe cap, pe tine, pe cap, după ce-l potcovim frumos. Alo? Nu mai vin atunci cu voi, gata, o stau acasă. Ba, trebuie să te duci și tu cu ei. Așa-i? Păi și la distracție. Auzi, și la distracție te duci cu ei, nu numai la muncă. Vezi, ai o tădestă. Cum? Dar pe mine numai la distracție să-mi luați cu voi. Da, da, mă. Cum să nu? Știi cum zic? De-aia nu-i nostat, că vezi că are și el treburile lui. Trebuie răbdare cu ei. Dacă au, mult. Am luat pe agentura, pe cal. Am văzut într-un filmuleț că și-o băga capul să se spele pe cap. Omul. Da? Hai, vă leam să ai noroc să-mi facem aici pe spate, că e umbru un pic. Lasă-mă și la ce are, ce bage solul în cap. Și pe ăla, ai de tare curățat, hai stai. Pe ăla și ars și curățat, când bate potcova vine... Oturjit. Oturjit. Să am noroc, aș știut. Care mai trebuie? Ăsta nimeni. Numai ăsta. Nu, vii vă leam aici. La care? Nu, aveau ai noroc, vă leam. Vii, frate, vii, nu. Am zis că nu. Să vezi numai cum îți bătează ăsta ca după aia. Vărean, așa dorm la noapte? Așa e. Care lemnul? Cred că și eu. Știi? Ca butuc. Când însă vă stați, ce nu s-o dorm? Păi, doamna, la o eu pe doamna și stau mai mult cu ea, de povesti. Și dansați în casă? Dar pe ce să fac? Pă-ntuneric? Da. Du-te, nu te cred. Dar pe ce să fac? Avea noroc pe doamna. Doamne, dai putere. Stai cu minte. Doamne, dai putere la doamna. La valea. Domnul Cristi, când am cumpărat calul ăsta de la Dacian, niște băieți cunoscători mari de cai, examinator pe zona asta. O să-ți cam operat calul. O, avea. Uite, o
zis că l-am dus, nu știu, la tu sau habar, nu. De ce ai făcut operația la urechi? L-am operat și am tăiat din urechi. Aia, dar ca să faci chestia asta, să vede, să vede o dungă pe... Trebuie să se vadă, la urechea lui trebuie să se vadă. Da, rămâne dură ăla. Așa, bravo. Și la un câmp, la orice căite. Dar nu uite să-l examinezi așa, știi, să pui mâna, numai după că o să nu se văd din tom. Și unde ori vorbit? Unde, domnul Geo, dar unde erau? Erau în grijă. Erau pe... poate la bere sau știu, pe terasă sau nu știu cum erau. O avut ceva la bur, poate. Nu erau besc, erau trash, eu e ce vorbesc, numai acum nu, invidia asta, asta e bolă foarte grea. Invidia e mare pe ei, pe toată lumea. Dar dă-le lor calul dacă sunt invidiuși. Dacă ar cumpăra ei să cumpere unul, de ce nu dau și ei bani să mă duc să mă uitez iepile mele cu la ei? Dar nu cumpără, că nu dau bani, ar da puțin și să mânce mult. O să sunt prieten în Germania. Ce-o zis? Mânca, am mâncat la o terasă, zice, și nu știu ce-a fost, xenofob, poate a fost și un pic mai lovit la bord. Așa? Și-a zis că a vomitat după aia, știi? E fără rău, știi, și-a vomitat. Și-a venit barmanul, zice, nu, cu nota de plată. Au zis ăsta, bă, zice, da, dar zice, ți-am... Hop, hop, o avea noroc. Ți-am borât de 1 milion. Hai! O avea noroc, că bine o zis. Nu, mă, nu, nu zice că o dat afară și o lăsat ce-o servit și omul ce-o zis, dacă nu le duc cu mine... Ai văzut mulți la viața ta și mânz. Am văzut. Ce zici de mânzuța asta? Îmi place foarte mult. Foarte, foarte frumoasă. Oricum urmărim evoluția. Dar n-are crepătură în spate, atât ai cea mai mare problemă. Da, cu problema e. Și n-are ghiciori. O povestit anul trecut cu băieți, așa că o să că îi face mici, nu ia face, că ia face mici calul ăsta. Ca face pisici? O să că e pisici și n-or ajunge să sugă. 1,5 metri la fătare mânzaie, 1,5 metri. La fătare. Măsurat. Trebuie să mânzi iară, să o ridicăm. Sau stai cu mică. O venit la Liviu și au zis că să-i puie scaunul. Ia ta. Niciodată să nu zici. Păi, pune scaunelul. Cu pornoză, din ăla și să vezi. Dar n-are nimic, dar nu știu eu. Ai, mare, la 2 ani. Asta-i mare. O să vezi că o să vii la noi în zonă. Vine eu. Trebuie să vii la mine, Cristinel, că azi mâine fată mânzile să le fac o filmare și să le vânzare. Omă! Câte, domnul Geo, câte aveți acum mânze? Două negre și armăsarul, da? Da. Cai. Păi restul de tăticele pe acolo. Iepul! Avem ce filmă acolo. Am iepul. Acum mi-a fătat două iepurițe. Am îl fac și pe fratele Liviu cu iepul la fată. Avea noroc o iepuriță și de 20 de coptii de pui. Acum trebuie să-l infectez și pe el, că și pe mine m-a infectat. Stai cu mic! Fratele meu adevărat, de la fin de joc. Vă dați iepuri? Da, mi-o dat iepul. Păi, băiat bun, domnul Cristi. Un om gospodar, care rar întâlnește așa. Îl apreciez. Hop, stai, blând. La problemele care le are Cristi, altul nu ar munci deloc, hai să fim serios. 40 de vaci și 15 cai au iernat băiatul ăla. 40 de vaci și 15 cai au iernat el. Și eu și-a avut. Familia, fără scuși. Bună, ce cază. Alță, dacă ar fi cum îi el, ce-ar face? Și ce faci acum? Mă zici drept. Azi vreau să mă leam, vezi dacă ai lucrat. Chiar, că mă numai a fost. Hai mă, amu, că voi sunteți tari, mă, că v-a dat primarul ajutor social de ala putere. Conserve! Conserve! Ma eu! Aveau azi noroc. Eu și ce eu? Nu m-a fost atât. Nu, o transpirați. Dacă... Uite, Cristian, s-o dezblăcat. Cum? Ia, cum stați cu brațele? Faceți o dată așa, cu ambele brațe. Da, nu putem. Da, să vedem. Mai sus un pic, mai sus cotele. Trage un pic tricoul la o parte. Așa, și la... Nu vă arătați aici, stile. Noi acum. Băi, acum ăsta e întrebat. Mai sus cotele, mai sus cotele. Futurist de șapă. Câți ani aveți? 43. 26. Fiate, n-are burtă deloc, bă. Da. Arută bine, băi. Dar cum? Du-te că așa e nervos când îl duc la fete. Mai ceva că ar fost al lui Georgian, domnul Cristi, da. Tu fără burte ca Mercedes-ul, fără emblemă. Îl duc. No, trebuie să dăm jos burtele. Da, nu pot cu burtele. Nici așa nu-i bine. Că e nervos, fratele, bă. Nu-i bună, nu-i bună burta. Nu pot face cu burtele, e mică. Nu. Burdihănoși, nu suntem buni. Eu recunosc că am și o burtă, trebuie să dau jos. Îl duc la Podcovit, domnul Cristi, lasă-mi un cal la Podcovit, n-are rost. Nu că îl aud pe aici.
Da. O te-a dus cu el, cu omar, nu a fost cu el, am luat. Aha, e tatăl, nu m-am picat ce-mi spate. Aici stai băiatul care... Are antrenament pentru așa ceva. Băiat de nota 10. Un harnic. Ai gospodar. Are două iepe, are două mânjuțe de un an. Frumos cu iară. Are două mânjuțe de un an din armăsarii lui domnul Mică. Din negru. Din tăla negru ce l-a avut domnul Mică. Din negru care l-a dat la Ghiță Mihai la Ciclu. Care l-a cumpărat și pe Bruno și pe Sulta. Am două una, ai trezat atât de eu. Hai, n-are. O, aveau ei noroc. Și-au numai de 2 ani, o să-l vedeți criza fântării de rumă. Montat am cu rămăsarul lui domnul Geo. Frumos. La 2 ani am montat-o. Pe mare. Că de-aia am vrut să-o și de la hârmăsar. Mare pisică, crescut, pisică uriașă. A crescut. Bă, și tata să nu fă mare, că nu fă mai mare ca ăsta. O mai mare o fă? Da. Eu zic că nu fă mai mare. Ia la caldă să mai naște în România. Ca și Bruno? Ca Bruno. Bă, au vrut să montează, faci care sale, joc cu negru, dar la amândouă. Ia la cald, nici cald, dar nici montator ca Micle, niciodată. E bărbat, păi, nu are rost să vorbim. Ce e drept, e drept, nu putem să-l cipistră. Hai să vedem, mamă, îți vorbesc, e așa aia. Asta-i mă să vorbesc. Vorbesc, știi, să... Oamenii gura lumii nu pot să-mi cipistră. E bărbat pe el. Ăla potcovește mai bine, ăla face mai bine, ăla motează mai bine, ăla are cal mai bun. Normal. Ăla are sutete, ăla n-are, ăla are... La noi între țigănii mei se poate țigănii mai omorâi. Să aibă putere, pe mine. Păi, pe ce cauză? Păi, pentru că invidia asta e mare, păi. Știi că vede că am de tătie, mă pot descurca de aia. E de-aș harnic. Da. Ia, tătă vara mare cu familie, cu copii, cote de animale. La mare? Da. Și la mare mă duc. Mă duc după acolo. Îi duc pe plajă, normal. La mare e de seară, că le bag așa pe la unul. La și acolo unde-i valău, unde vreau animalele să-l gălzește apa, mai fac și ei câte o baie săracii, că le caut. Muzică, poți să asculti acolo muzică. Ce-mi treabă, nu-mi poliviu. Hai, doamne, la vară, ce muzică. Ce muzică am băgat acolo? Da, te știi cu jocul. Da. Hai, doamne. Da. Și eu știu juc așa. Și eu joc. Nu, păi las că dacă vreți de final, facem un joc. Hai. Cristine. Cristine, la vară când, după ce mi-are băiatul ăsta la noroc, da. Îi invităm să mergem acolo la o friptanie și la asta, așa la ea băgare să faci o filmare de-aia. De-aia frumos acolo cu cai, cu ciurda, cu tot ce... Să vezi marfă ce e acolo la asta. Cine? Băleal. Păi o pornesc de acum. Da. Ai și roșcate și blonde. Și de toate felul. Și brunete și șapte. Ai blonde? Da, iasă. No. Blonde, brunete. Dar nu forțate blondele. Nu. De la ele, nu? Da, de la natură. Da. Nu bine. Așa crescut natura. O, aveau noroc, aveți băieste. M-a salvat astăzi un primăt, era greu de unul singur, mă. Dar vezi că așa e în viața asta, prietenii mai nevoie să cunosc. Da. Nu numai la... Da, mă ne tragem cuvintele până apoi, că eu unul, că am zis că o veni numai și-o bloc sub cu noi și... O fugit de așa. O să-l vorbă de așa. Eu recunosc, no, dar am trag cuvintele înapoi de data asta. Dar uite, o fost băiat că a venit înapoi. Ei, băiat bun. Trebuie să-l... Domnul Geo, trebuie să-l îmbrățișați după aia. Îi dau un pupic, un like. Unde? Domnul Geo, uitați-vă la mine. Nu, unde dați? Pe umăr, rup să-i... E Valeandru, nu mai acum. Hai, Valeandru. Oricum te-am luat. Degeaba că Tarzan... Ai văzut ce musculatură are? Tarzan, duriși de el, Valeandru, așa sunt. O băiatul de suflet al lui Sandu Lungu de la plin. Da. Cine? Valeandru. E, dar puternic Sandu Lungu. N-are rost, un băiat de milioane. Eu am dat mâna cu el, dar bă, are o mână. Are o mână ca lumea cu stel. Nu așa îi spune, muntile pe. Când îți dă o rachetă dintre aia peste cap, crede-mă că deci, e bai cu tine. E un băiat foarte și respectos. Nu că s-o umflă muștii ca și pe ăștia care trag două fumuri pe nas și s-o umflă muștii pe ei. Domnul Cristine, doare stomacul. Crezi că pe Sandu Lungu de la Duc nu poate ține calul ăsta cum îl ține Vălea? Că el are forță în altă parte, dar aici trebuie tehnică și figuri. Nu putere. Hai și faci un scan de merg cu domnul Sandu. Eu nu pot face. Nu. Ăsta, Vălea? Fac. Dar trebuie să-ți dea ceva că face cu tine, nu? Încercare n-are. Fac și cu el, dacă vrei. Dar trebuie să-ți dea ceva, nu? Normal.
pe partea aia. Fii atent, a fost, domnul Geo, am fost la o gală dintre asta de... Asta și erau și dintre asta. Am spus ce ne-a Costel, nu ținea, nu ținea Google-ul. Păi de-aia v-ați dat în spate. A fost, domnul Geo, am fost la o gală de asta cu băieții cu Scandenberg. Erau acolo băieți. Ne-a Costel, și erau acolo, erau acolo niște băieți. Și zic, da, cu care fac, bă? Uite-o așa niște, bă. Ce vrea să zic asta? Zic, la cine vă rumâna? Da, da. Nu, ce să fac, lasă că e bine să mai și glumim și mai asta. Aici trebuie să mai pun eu ceva. Ce trebuie să mai pun eu ceva. Pune bine afară, da, trebuie. Pune un pic, pune un pic acolo pe colțul ăla. Reglează-le așa cum trebuie să fie bine. Trebuie că trebuie. Băi, asta trebuie să calce original. Vezi cu coda minimă. E cuie? Da, da, care faza? Păi, nu. Zăi, mă, e cuie, mă, că... De unde le-ai luat? De la rusul? Băi, tai mă, Geo, nu mă bolut. Da, domnul Liviu. Acum începem să potcovim, deci facem un pachet de cuie. Acum urmează să punem potcoavele, și ai sus. Da, urmează să punem potcoavele. Așa, și? Acum începem să desfacem un pachet de cuie de la... Ține camera să vadă dacă e sigilată, să nu lăsa. Cuie de 8, așa. Cu care se potcovește cai mijlocii. Cuie de 9. Desfaceți că vedem că scurge. Da. Cuie de 9 care e mai mare la copită și mai larg găurile. E mai mare cuiu un pic la partea de care se bate cuiu. E mai mare un pic cuiu de 9. Ce am vrut să vă întreb? Cuiu de 8 e mijlociu. Am înțeles. Domnul, ce am vrut să vă întreb? Da. De ce are crestăturile alea pe cap acolo? Astea liniuțele le are, care sunt de 8, au 4 liniuțe, care sunt de 9, au 6, care sunt de 6, au 3. Aha. Înțelegeți? Am înțeles. Și atunci asta e manevra. Și înseamnă că dacă, de exemplu, pică vreo 10 cuie între astea, alte știi. Nu mai. Categoric. Am înțeles. De asta au liniuțile astea aici. Dar oricum, domnul Liviu, dumneavoastră, dacă, să zicem, n-ar avea semnelele, ați ști că, ce cuie. Categoric, că se vede după mărimea capului la cuie. Mhm. Uh-huh. Că din moment cei mai mic cuiu e 6, de exemplu, e mai subțire aici la ăsta. Așa. Dacă e mai mare de 8, de 9, e mai gros. Și aici și la cap. Uh-huh. Și aici. Mă înțelegeți? Și cuiele astea, sunt astea pică, cuie undeva la... Sunt pic îndoițe cuiele sau trebuie să le îndoiți dumneavoastră? Nu, nu. Cum? Ele, uitați, că au îndoitura, deci... Au un pic îndoitură. Vedeți? Gata, am văzut. E vârful. Și aici îi... Asta va fi în interior, așa? Da. Bravo. Da. Deci așa se bate cuiul. Așa. Aici cu partea asta... Se iasă către exterior. Aici vine în afară. Da. Și oricum, amul care știe, care nu, dacă eventual vrea să îl strâmbă un pic de vârf, să nu iasă mai adânc, care nu-i profesionist. Vorbesc că un ferar care potcovește știe ce înseamnă asta. Mm-hmm. Unul care... potcovește ăsta, îl bate un pic la vârf și îl scoate eventual să nu-mi pungă calul, mă înțelegeți? Că da. E riscant, nu. Am o calul ăsta cum e gol acopită. Ăsta se poate potcovi mai adânc să bate cuiu. Care e mai plat la copită, da. Ăla nu poți să-l scoți la nivelul mai cum să zic, mai adânc. Mai adânc. Și atunci îl lași mai jos un pic. Dar și potcoveala e un pic mai fragedă. Poate să sară cu potcoavele jos, nu? Dacă e mai jos un pic. Da, bineînțeles. Am înțeles. No, asta e. Bun. Domnul Liviu, mulțumim de că ne-ați arătat cutia cu cuie. No. Domnul Cristine, eu vezi că un băiat cum să cade, acum a început cutia special pentru tata la mânza lui, să aibă noroc de mânză până anul ce vine. Asta. Dă-i Dumnezeu la toată lume. La anul iar o mânză. Și la anul viitor să ne mai dai bunul Dumnezeu o fetiță sau un băiat. Dumnezeu? Ce-a dat Dumnezeu? Numai să fie bine. Ce-a vrei eu? Dar și dacă, ar face un negru ca ăsta? Eu și urmă să dacă fata mea nu-i ăsta. Acum rămâne să meargă părul ăla. Ăsta și părul mă vedem. La urmă. Părul să fie negru, pot să fie. Bați nu știu unde. Pe care bați, Liviu? Pe care parte? Ăsta-s pe... Partea aia. Ăsta-s pe ăsta. Ăsta pe față. Nu. Ai grijă pe valean. E scalde? Nu să fie calde, nu. No, hai să-ți ughi, da. Domnul Liviu, te rog frumos să fii atent, să nu cumva să-l vopsești pe... O zis... Să-l bat din prima sau să-l bat din tabău? Că nu mai ții după aia. Auzi, să nu lovești pe vălean, pe stădeajite, că... E un ciocan special.
Nu mai poate face cu domnul Sandu? Da, da, nu mai putea face. Oricum el e un pic mai brunet la degete și nu se vede tare și dacă lovește, știi? Nu, nu, nu se vede că cură sunt. O să aștia, zice, romnii, zice, de ce nu mâncă pită neagră? O să se tincă, să mușcă deja, știi? Normal. Normal, frate. Am mai facem câte o glumă, dar... No, să ne ierte care nu... Ne ierte domnul milițianul. Mă, domnul Cristi, știe bate ciocanul ăsta? Știe, dar interesant ciocanel. De la domnul Tibi. Care Tibi? De la satul mare. Tibor. Am înțeles, Tibor. Am avut ciocane fiertat de socru, dar s-o rupt. În ani. În ani, da. Și acum am zis că să-mi comand un ciocan. Ce cum e făcut să rup ciocanul? Vă vedeți? Da. Diferența, oricine ce să vadă filmarea, nu contează. Așa. Calul care e gol în copită. Poți să-i bați cu eu îl bat aici. N-am vrut să exagerez să-i le scot acolo. Dar poți, niciodată nu o să-l împungi. Stai cu minte. Stai cu minte. E o mare diferență. S-o ăsta un pic și calul pe remorcă, cred că s-o ăsta. Stai cu minte, bă. Numai atât acasă am montat până acum cu el și nu a fost pe remorcă anul ăsta. Să obișnuiești. Dar până să obișnuiești, cred că... Stai cu minte, mă. Băi, ce ești? Bă. Nu stai acolo, că ți-l bani, nu le strânge prostea, știi? Nu le strânge, faza e că... Să nu sară. Nu sară, dar nu... Iar dacă-s prea strânsă, iară nu-i place. La nici nu le place. Acum, 2-3 zile, n-are nimica dacă-l strânge un pic. O zis unul că i-am prins-o... Părăi de pe corvi pe cald, o zis că două zile nu... Ce-o făcut? Mă, duc eu la aia pe cu calul. Ce-o făcut? Două zile. O să două zile de avion la cal. Și? După aia și-o dat drumul, no, pe le-am strâns așa să nu... 7 luni de zile n-au picat de pe apă. Până s-o făcut ca foiță de țigară. N-au și-au făcut o sănătă cu mine. Băi, de-abia ne-am tras cu noi în jos. Cu ce? Cu frate meu. De-abia ne-am tras jos, de când a fost roase, nimic nu mai avut. De-abia ne-am tras jos. Vă place să potcoviți numai o dată la un an, așa? Da, da. De ce? Nu mai plătim atâta. Nu mai plătesc și nu mai trebuie Ferrar. Și atunci Ferrarul cum trăiești? Băi, și îi se aude stomacul, mă, omule, de peste drum, la Ferrar. Am așa, într-adevăr. Da-l sus. Da-l sus pe capru, să vedem. Da-l sus. Da-l sus. Nu poți dormi, Sara. Dacă auzi așa, sunete. Uite pe cea parte, Romeo, la cal. Și ține de la acolo. U, tati, hu. U, cu tata, hu. Am trebuit că o să strânge, că oricum se curăță aici. Da. Acolo, vezi? Nu prea văd că n-are părul. Nu, păi, mai te trag părul sus, dar păi nu ce știu. Dar domnul Veli, v-ar place să aveți așa păr lung, așa cum are calul? Da, da. Unde să vă stea părul? Spate. Spate. Cum zice domnul Liviu? Nu? Nu. Cum zicea domnul Liviu? Ce? Părul. Părul. De părul lui Veleanu. Și ptilă nouă i-am luat la calul ăsta, atât îmi place și îmi e drag. E spre pentru el l-am luat. Că la șmecher le mai fac și cu flexul. Dar la... El are oamenii lui care lucră. O, avea mai noroc, frate. Auzi, l-a salvat unul care... De bine că te-am auzit. Nu, mă, depinde când ai mulți. N-a bine. Aia bine și cu flexul, dar... Nu, mie îmi place așa făcută la cal și făcută potcovitură, cum se face. Și făcută, zi, da. Cum se făcea odinioară. Nu potcovesc acum întâta zici. Da. Să poată sta și eu cum trebuie pe remorcă, că eu mai fac manevre de alea pe drum, de alea greșite și mai feresc cât eu șofer de asta de sâmbătă. Am vrut să zic cât eu bătrân. Care o lua permisul de sâmbătă. No, ce zici tu? Ce zici tu cum știu băieții de la voi din Căios aici? Dar nu știu cum o aflat. Nu știu. Băieții de la Hodin? A. E pun eu, bă. Că doar mașina mi-e pe o stradă lăturarnică. Da, la poți. Aici, în spate. Ei. Nu mai merge nimic în ăsta. O depistat. Oh, oh. Ce zice? Mă, ține zi, bagă jerunchile, mă, sub el. A, așa. Stai cu minte. Nu mi-e face de rușine, mă. Te rog frumos, mă. Prezintă-ți aici comințenia ta de cal. Da, ai cu minte calul. Mai rar așa ceva. Nu-l aud eu. Au zis cineva, dar nu mai rețin în ce filmare, zice că, zice, am eu, nu-i cel mai bun cal sau ce ăsta, dar
100% zice cel mai cuminte. Neacostel, Neacostel. Neacostelul zis. Regile YouTube-ului. Dar nu e că se laudă acum iar. Dar mai sunt și alții YouTube-iști tari. Dar într-un timp, atunci la început, era numai Neacostel. Da, o să fie, dar nu vezi tu cum e? Mai ți-ai mers la un târg la ăsta? Da, dar îmi place. O luat acum ceva marfă grozavă de la Eli, de la Spartan. O să merem pe la el. O luat o ardeneză și o mânză. Aveți grijă. Lasă la mine să povestez o clău, că văd că... Da, ei povestește. Păi copilul. Păi copilul. Nu pot povesti, aveam mai noroc. Lasă-mă. După ce gata. A, domnul Liviu. De ce nu-ți lași restul, mă? Stai cu mintea, am zis. Stai noroc. Domnul Liviu, după ce e gata, poate povestește. Hai gata, e ce lasă la tata. Băi, oare mai. Stai acolo. Mă povestești ce? Da, fain. Te rog frumos să stai cu mintea, că tu știi că eu îți povestesc. Eu zic, ca hărmăsar, că stă foarte bine, nu? Bă, stai cu mintea. Stai seama că... Bă, nu te stau așa. Dar fii atent că nu are canelurile alea. Nu are ridurile alea pe copită. Pe copită, ați observat? Ce riduri? N-are ridurile alea pe copită. Uite, riduri pe ele. Nu trebuie să ai, nu trebuie să ai. L-am dat zilele trecute, l-am dat cu petrol. Uite cum iese un rând de mizerie, iese afară, uite. Un rând, așa-l curățaște. Așa mă dădea maica când eram copil și aveam păduci în cap și mă dădea cu ăsta. Și la băieți. Așa mă curățam și mă tundea cheiul pe orfeca și după aia mă râdea și încă. Ei, avea ori noroc. Am scris o sută. Ei, e sus veri. Ești culmea presiunea. Om, dragule. Nu te ascultă. Om, dragule. Dar vă mulțumesc, te-am povestit, dar că nu te mai ascultă. Cred eu. Ba, l-ascultă-mă, cum să nu ascultă. M-ar asculta toată lumea cum ascultă pe mine. Da, muiere, nu te ascultă. Și muiere. O, hai, nu. O, să ai noroc. Și muiere, n-are rog. Dai, băi, noroc. Doamne, tu la toată lumea. Și la toată lumea. Hu, tati, hu. O, crești gata, te faci. Hai cu minte, mă. Frumos te faci. O, ești. Hai, m-am zis, mă. Nu mai dai. Bugrătul, lasă-l. Uite, mă, că după aia faci reclamă. Când vii la montă, zici că se clătesc pe covi. Nu ce cheme. Iară trăsă. Cum ar? Doamne! Lasă-l la bără. Bun. Lasă-l, fă-te în culo. E fă capra asta. Nu ăsta pe Cristi. Fă-te în culo. Hop, hop, hop. Stați așa. Opa, rosule. Atât, atât. Om, dragule. Atât. Fu. Fu, tati, fu. Stai cu mine. Stai la gura lui în piscină. Hu, hu. Acolo, hai. Dă piciu. Hai cu. Deci că deja te-o să-mi ții băieții că ești la huiedin. Da, dar mulți... Să fie, dar sunt mulți care... Care stau pe dinapoi. Sunt mulți care te urmăresc din umbra, mă, că... E problema că sunt aici și... Dar nu, ăsta e un băiat bun de anul. El n-are armătare, are iepe. Asta aici e de badin, dacă mă nervi. Fruncea lui se vă sănul la mânt, sănul în față, dacă se vădea cu el. Jos. Ia el la cotat, am un frunche, să-l care au. Dăm cu un lei după aia, frumos. Pac, pac. De aia nu m-a uitat, am un semn. Ce-i fraticule, nu? Nu de ce cu ce-i, bă? Ha, ce-i? N-are tata să dea nimic, mă. Ce? Du-te, mă, copilul. Are cashbackerii. Da, da. Du-te, mă, copilul tău. Și-mi place că e uscat pe picioare. Da. E uscat pe picioare. Adică, deci nu are umiditate în picioare, în păr. Păi nu are, este el, că 40 de saci de rumeguș am băgat în boxe. El, și un balo de paie rotund. Ăla-i bun. Nu să aibă, mă. Dar asta trebuie să cozi el, nu are rost. Cade ochii din cap. Dacă părul ăsta nu îl întreții aici, ai problemă. Nu, uite tu, nu, n-are nici. Are, are. Uite-te, Cristi, cât are nici. 20 de centi de... Hai, vădeam. Da. Nu, trebuie să cozi de... Știu, băieți, care au cai, știu că... Cum trebuie să cozi? Domnul Liviu. Acum urmează să îi batem potcova pe spate. Da. La mintea voinicu. Uite, acum așa încet, mă, că... Uite, ce ai făcut aici, mă? Ceva gumă, ceva... Ceva gume asta acum. Ce să vedem? Dragii părul ăla, mă, să vedem. Vedeți, mă, ce faceți acolo, mă. Mai e un pic din față. Mai e un pic aici... Să margă mai în spate. Să rupt un pic un ghea, domnișorul. Și-o rupt-o. Dar acum pe beton, așa-i? Da. Da. Cum e? Una, două face prostică. De aia și trebuie potcoviți ca ei. Ca ei grei nu se poartă despotcoviți. Mulțumim! Doamne ajută! Să aveți noroc! Sănătate!
Tura următoare când veniți să veniți cu sculele. Să aduce saxofonile când... Vine băiatul cu saxofonul de narerul. Ce saxofonile ne plăie. Nu ploie astăzi. Astăzi ne lasă tata din cer să ne facem... Omul bun, are noroc. Ne lasă tata din cer să ne facem treaba astăzi. Dar și când plouă ai noroc. Și... Ieri o plouă la Huedin. Ieri o plouă la Huedin, ieri. Ieri o plouat un pic. Asare, mă. Nu culcă. O zis un bătrân că numai ploaie și prunci să nu cer, că vine. Băguțul bătrân. Da. Hu, băiatul, hu. Hu, tată, hu. Hi cu minchi. Hi cu minchi la tată. Vrem cu cheițini așa. Da. Hu, tată, hu. Hu cu tată, hu. Ține Romeo de. Romeo fantastic. La Romeo, Romeo. La Romeo, la Romeo, când mi-aș să-i pot covejea pe alunși? Da, Romeo, acolo la fildul, nu mai este un băiat Romeo? Este. Mai este un băiat Romeo? Am fost eu la un băiat Romeo. E romul, mă. La Rom? Romul. Da, ca de căscă romul. Da, romul. Avea el un armăsar... Da, Rom. Avea el un armăsar murg frumos într-o grădină, am filmat eu la el. La lui Valentino a fost armăsar. Nu, că la Valentino... I-a dat apă și treburi. A lui Sami îi galbă. Dar eu filmat al lui Valentino. Dar acum vreo 3 zile, vreo 3 ani, 4 ani. Că 3 zile. La Romă. La din poți. Da, Aliadiu a fost armăsarul, da. Murgola. A fost mare. Dacă zice că 3 ani de zile, ala a avut 3 ani de zile și l-au vândut. No, bine. Au, mă, pintea. Au, pintea. Stai, mă, cu minte, mă, odată, mă. Ce chetăt? Domnul Geo, da. Ați văzut filmul lui Iancu? A cui? A lui Iancu, de la Covazna. Da. V-a plăcut filmul ăla? Are rost. Ha? Are rost. Știi ce nu-mi place? Problema și cu băieții, acum că-i calul de aur. Până când a fost aici în zonă, că-i mic, că-i verde, că-i nu știu ce, dar cam puțin ca să scoată ce-o scus. Eu am mânză din el, din adine. Da. Am mânză gestant. Frumos armăsar. Da. Frumos. Puternic a fost acolo. Atâta am putut râde, bă, dar o luat, o scos ușa din țățână afară, mă. Dar m-a pus să dorm să... M-a pus să dorm în pat. Domnul Liviu, m-a pus să dorm în pat. N-am putut dormi, bă, de aia, mă, zgomotul lor. Stai cu minte. Nu, no, așa e bine, când e omul... Dar eu tot așa am zis că... O voie bună și cu... Domnul Liviu, tot așa am zis că nu mă mai cazez la dintre astea cu chefuri. Da? Numai nu știu eu că cum stă treaba. Până nu mă cazez. Până la... Păi nu mai pot pleca de acolo. Da. Că a fost organizat. Că când ai făcut un neacostel la... Hai să cu zicurile, la... La Ciobre. La Ciobre, da. Dar păi nu a fost chef acolo. Acolo a fost, dumneavoastră, stătea acolo, în căsuța aia. Aici e căsuță de varare. Da. Domnul Ciobre ne face penițe, e n-are rost, stilouri de aici. Mie nu trebuie. Eu am, dar nu, de la el nu am. Am câteva acasă, câteva bucăți am de... De olară. Tot de aușă. De olară? Da. De la instructor de cai nu este în țară. Să știe domnul Laroș, ai? Hai de cap. L-ai văzut că din zdic eu conduce la expoziție. Vin cai după el. No, și eu, ia Pau Potcovescu, fată de 9 ani. Ce instructor? Instructor ești tu, la cal. Așa. Poți să-l faci să stai la potcovit, poți să-l faci să nu stai la potcovit. Depinde cum îl instruiești. Mânzuța asta mică, nu promis nimic. Dar când o să fie de potcovit, o să fie domnul Cărăuia să o filmeze cum o să stai aproape stângul. De-abia aștept. Da. Calul e un animal foarte inteligent. Aici ca și cum i-ați dat un pupic, așa e la prietenă. Da, când el știi când îi spui, stai cu minte, băiatul, că e problemă. Nu l-am bătut niciodată de când l-am bătut. Niciodată. De la dai un cal. Doamne, fer să-i dai cu minte. Are picioare ca... Cai de la domnul Iuțescu, așa, mai pe... Ca un urs are picioarele, dar așa să aibă și fața. Aveau noroc, l-a învățat, dar ce am să nu la urcare pe remorcă și la coborâți și la cal care nu știu, n-are rost să povesti. Temperament de cal, nu de... Ia, pareți-ne voștri. Aveau noroc. Șangalăi. Trebuia să-i suna să vă aducă ceva. Să-și uita la...
Atacă Bach. Auzi că no. Bach, Bach. Auzi că hai ce să vorbă și limbi străine. Pe pandemie? Pe pandemie am mers pentru un sat, era blocat satul de, de poliție. Știi? M-a oprit. S-a uitat pe buletin. Domn Cristian, sănătate. Să ne filmați ca ei în continuare. Na, na, mă. Hai cu mine. Hai bun. Dar n-ai făcut acasă de astea. Am uțit de apă. Poate și pentru iapă, tu auzi. Mamă, e cald, ori nu-i mort. Că-i ghiu. Dacă, dacă era de asta mai... Asta nu vă plăcea. Nu. No. Am zis și cum e bine. No. Oricum e cu minte. Ce vrea? Nu, no. Nu trage, nu îți rup pe mâna. Nu să mai lasă el, că-i... Ce o să fac? Ești perfect? Nu. No. Atunci păcesc din gură. Ba, domnul Vali, perfect. Asta vrea. Eu îmi vedea. Are rost. Și mustețe are pe sistem european. Da, domn Velean, da. Să vă lăsați mustețele așa mai lungi. Arăți cam așa să vină. Ca și băieții ăștia cu... Faină, faină. Faină. Rumene în obraj. Așa are părul țiganca lui. Ca și calul ăsta, un păr negru frumos. Ea i-a luat cu fă frumos. Așa mă-i frumos. Așa, așa. Da. Să aibă noroc de și... Frumos să avea noroc și de copii lui și de... Nu, no, Cristiano. Ai, asta n-ai auzit tu la club. Mai auzi, nu? No. Nu, no, aici la noi vezi tu că aici... Să vorbesc în minii străini, foarte bine. Bine, două putcovea. Tu și în galăi, auzi cum... Uite, ăla-i sănătos. De clasă, o pincă. Da, măi, mai țiu și eu unul. Dacă vrei, dacă nu țiu eu. Da, mă, nu te mai murdări, că... Dar mă, oricum îl murdar, nu-i problema, dar problema mi-e de e, și mai de seară mergeți la chef sau? Nu mă duc. El merge la chef la suc. La suc. Ah, el mă duc la văcuțe, la, la no. Un suc poate merge la chef, dar la altceva nu-i voi. Acum am de lucru acasă, de scurt. Vine și surul meu. Nu mă. O să-ți duc și ea ceva. Aha. O, tate, nu. Hai. Zic că, domnul Geo. Oh, oh. Domnul Geo. Mă rog, Geo. Da. Cum ar fi dacă ar... Că e cald încă, bate pe față. Domnul Geo, da. cum ar fi oare dacă ați vorbit și ați zice la Pintea, bă, îi întinde piciorul așa și ține-l așa drept. Mă, dar să știi că mă ascultă, că eu cum îți eu cu problemele mele la spate, dar ghetul el mă ascultă. Eu ori mă sar, majoritatea am văzut că îi potcovește în cușcă. Așa că el e numărul 1, zic eu. Bă, și în cala de 100 de ale. Nu mă cușcă îi potcovește. Și în cala de 100 de ale. Stai eu și la mână. Îl faceți pe față? Da, îl facem pe față. Care am mai făcut cu Italivan? Cum să scrie cald. Și ala micul salivariti. Da, domnul Liviu, de ce n-ați băgat potcoava în apă? Da, am lăsat să se răcească la... natural. Natural? De ce? Din cauza că... potcoava când... Se decălește? Nu se decălește. Când o pui caldă, acum l-am ars pe el și o pune caldă... Da. Se călește și se poate rupe cu calul greu. Calcă cumva sucit. Dacă o bagi în apă? Da, sigur că am înțeles. A, deci se... Se călește, se întărește, exact ca... Se face ca sticla. Da. Op. Și pe unde se rupe? Pe unde mai subțire. Automat. Oh. Unde una acolo se rupe, tața? Unde mai subțire? Unde mai stai cu minte, tata. Avea, mă rog să nu se rupe. Ce bate ciocanul? O să nu mă rog de mână, care de pierd. Da, ciocanul tău bate? Ăla lui nu bate așa să-mi bate ciocanul din mână. Vreau de astea. Auzi, Dorina, are-ți blăstemnic pe nou. Cam mare la gaură. Da, o și știu tu, scoate, vezi unii, deja v-am întors cu uși. Mafioși liga asta. Eu n-am auzit până acum mafiot să aibă căucie. Un restaurant mai da. Da, da, da. Antrenor de șmechere. Oh, oh. Oh, mă. Să lasă. Vreau că cine vi-o mai da. Am încerc să-i le împind cât mai rapid, da. Ah. Oh. Oh.
De ce? Nu, am așa mai bine câte ceas. Nu are rost în spate așa, dar e bine. Dă-te-l așa bine, așa, așa, așa. Unde să și de-aia acolo. Ce mi faci prostii, măi, băie? Stai cu minte! Stai cu minte! Stai cu minte! Ești blândoc că m-a arat tu căciumul! Ce a zis domnul Joe? Domnul Joe, ce a zis? În franceză. Traduceți-ne! Stau cu zbicu, m-a arat tu căciumul! Stau cu zbiciu, Ce mai trebuie? Nu, pui le vezi să scot afară, normal că... Liviu, vezi că eu am 10, dar îmi trebuie tăcă. Ce? Da. Da, domnul. Domnul Geo. Domnul Geo. Mai cădut pe mine. Mi-a zis da, pa, nu se vede că el dore. Păi nu o dure dacă nu. Da, domnul Geo, aveți pian acasă? Da, da, am orgă și. Și? Și acordeon la copii. Și mai cântați așa din când în când? Și eu arăt și eu cum să cânt. Și apoi dacă vrăvește pe să degețele ca. Păi, mai bine. Ha? Probabil că sunt o bucățică mică, știi? Și îi stricăm unghia, că dacă lovim cu data după aia... Păi, Chincu, stă mai mult vara la umbră, de-aia nu are ăsta. Ce? Stă la umbră vara și de-aia nu are burtă. Ei, domnul, nu, bă! Dar domnul Liviu, care-i faza? Cu zahăr o zis. Că de ce are zero zahăr? Că nu mâncă zahăr. Nu sunt zahăr. Nu mâncă salam, grânat. Se cheme de ăsta, de... De ce? E humpe? E diabetic? O, avea noroc de o bere, Vălean. Hai! No, ce model de bere vă place? Timișoreana? N-am dăm tu! N-am dăm tuchii! N-am dăm tu! Bere Tatra, ați băut bere Tatra? Tatra. Sau nici n-ați auzit de așa, ai? Nu. Rodeau băut Luciu de la Sobolciu, la Polonia, Tatra. Am văzut filmare. Am fost. Fii atent că lătarul are gusturi la cai. Toată lumea are gusturi, mă, să ai și... Ba, poți să ai și să n-ai gusturi. Da. Nu. Este și... Să ai aici la... Da, dar poți să ai și să nu ai gusturi. Bă, m-am zis, mă, Doamne ajută! E cam rămă, nu? Nu, bă. Nu mă pomgezi la tine. Mă vizui. Nu vă plac obiectele calde? Nu. Domnul Velean. Nu. A? Nu. Da, zama. Îmi place. Da. Zama caldă. Nu-i bună zama caldă? Nu. Dar aveai ca de care îți face rece? Hai, rece. Amorțite. Aveau noroc de vreme bună când îi merge la pășunie. O, lasă-mă, cu vreme bună, că a dat Dumnezeu și de aia. Ți-ți trebuie ploaie să stai colipa. Normal. Acolo e bine.
Uh-huh. E bătrân. O să ai noroc de bătrân. Da, bă, nu. Păi dacă nu mi-ai temere alții. A vezi, dacă vorbești că să strâmbă cuiu. A, păi nu știu ce, că ți-a gândit acolo. Ți-a gândit și tătă la... Jumare. Jumare. Nu, nu vorbești de jumare. Nu, bă, nu mai vorbești de jumare. Bă. A de două cuie, vezi, avea ai noroc și tu. Dai cu minte. Nu mă dau. Nu mă. Vezi deja. Nu mișca, bă, da. Vrei să-mi dai, văd că... Eu te, bă. Mă. Când bate cuiul. Simte dacă merge bine sau nu. Dacă nu merge bine, când ai dat odată atât. Știi că nu? Merge la mole. Deja ferarul trebuie să aibă simț la mână. Când ai făcut atâta și cuiul merge la mole, aici ești. Au că vin gestanță. Aha. În galării. Vezi-l. Ai cum ne-a salutat când ne-a dus la mână? Cristinel, ce cântar mi-am cumpărat la el. O, avea am văzut. De cântar. La, am văzut. La expoziție la Gilău. La Gilău a fost ăla. Albert de la Gilău. De la Albert al tot. De la Albert. Da. Are gusturi, Albert? N-are lucru. A avut două hamuri. Bă, eu când mi-au făcut hamuri în 92, voi nici n-ați știut ce-s hamuri. Nu mai vorbim. Dar că eu avem 7 ani. Nu avem? Da. Noroc. E, da, au zis că... Au fost în armată în 92. E, da, au zis că... Cu petică, din la Florii. Da, au zis că au dat o pereche de hamuri pe un apartament. Da, da, da. Și? Pe timpul. Albert mi-au făcut hamuri mie în 92. Și acum face. Nu, eu mai în vârstă și ăsta, dar face. Are un nepot, a zis că tătă-tătă-s ca unchiu. O, avea ai noroc dacă ești tu ca unchiul tău. Cristinel, pe 4... Știi? 100 de euro. Pe 100 de euro, pe 400 de lei, când m-am dat. Pe 100 de euro, nu știu cât am dat. Da. Când am dat 500, avea ai noroc. În fiecare după școală. Cum ai noroc? N-are noroc, că nu l-au pe domnul Dănuș de la ăsta. Dar o să-mi fac un hama mea pe mânzuță. Care Dănuț? De la Felix? Da, da. E bun și domnul Dănuț, așa-i? Face perete la hama ăsta, că mânzuța asta, da, asta, da, asta m-a pus pe gândul rău. Ha? La hama face. Și îi face soță la hama ăsta. Eu ți-am zis că-i mânză, mă. Și nu-i fătea. Tu aveau ai noroc și tu, Giorgio. Până nu-i fătea, de-aia am zis că-i mânză ea. Eu zic că nu crede. Că n-am zis că nu crede. O, ce ai zis? Dar zici ceva. Ce de Dumnezeu, du-i tu? Ceva ai zis tu, nu mai știu, ce d-ai zis ceva? Și-a venit, ai mică, tă mânză. Să ai noroc și fratele. Ai? Ce vă dar cum să n-am? Ai văzut tu la ferar? Am văzut că folosa burta și în jos. Asta bani, domnul Cristinel, dar odată le faci. Așa, așa. Și problema e că... Hai pe asta parte. De la clopot, mă. După aia deja v-ați aia... pare rău că, bă, mai bine făceam, știi? Ai făcut și ai făcut. Bine, exact. Au, mă, zic că zice că e bine, că l-ai pocovit bine, zice. Bă, da, nu mai e să nu te lovească, bă, Liviu. E, cu ceva în cap? Să nu te lovească. Nu, așa mai doru. Numai să-mi facă încă o muzuță, că n-am eu parcă mă lovi. Doamne, s-o montat iată. E două ori o nebușită. Oi, nu zice nebușală. Și mai dăm o dată, mă, și după aia. Înainte să mă duc acasă, e mai frijel. În cotură? Da, cum faci, e noroc. Oricum te cu noroc. Nu-i vopsă șosata, Liviu, ferească Dumnezeu. Oare să dau pe șosata? Domne, fer, cum să dai? O să dai pe noroc. Ăla-i șosata, n-are rost. Și la genunchi are, bă, când l-am văzut, Cristinel, când l-am văzut în 2017 la domnul Miuțescu, știi cât de atât era? Micuț? Da, avea... 6 luni. Da, avea mai mult. El avea un an și... Un an jumate, cam pe ianuarie a fost cu Dacia. De atâta era. Da, nu. Dar cel mai șmecher era dintre toți mânzii de acolo. Calul? Da, ala o să-ți domnul Dacian, ala cu șosar. 3.000 de euro mi-au cerut atunci domnul Miuțescu pe el. El a zis, e mult, e nu știu ce, încoace, încolo. Și uite, vezi că tot am eu pot să fie. L-au adus Dacian, l-au vândut la Rareș. De la Rareș l-au adus Dacian înapoi și după aia l-am cumpărat. Domnul Cristi, am terminat pe ziua de astăzi cu potcovitul. Da. Am montat și apa la domnul Liviu.
să aibă noroc de o mânză pe anul ce vine, că una are, o dat Dumnezeu. Da. Destul de bunișoară, pisică uriașă. Îi mulțumesc că mi-a făcut o potcovitură la cal, ca și la băieță buni, zic eu. Da. Așteptăm acum să intrăm cu calul la montă. Îi doresc la domnul Liviu cât mai mult iepe la potcovit. Să amortizeze și el buzunarul. Și eu la domnul Geo îi doresc multă sănătate, și putere de a întreține hărmăsarul ăsta frumos, care o dormit. Să vede acum, nu are rost să mai povestim, că ce iese din el și să aibă succes. În continuare. În continuare. Exact. Salutăm toți prietenii, dacă am vorbit ceva ce nu convine la cineva să ne ierte, exact. Și dacă am supărat pe cineva, ne cerem scuze. Iar și iertare. Scuze. Apoi, care îi place să ne urmărească, care nu îi place să treacă mai exact departe și să-și vadă fiecare de aici. Așa, multă. Domnul Geo. Ajute Dumnezeu pe tătă lumea. Multă sănătățile doresc la tăți crescătorii, la tăți potcovarii le doresc succes, să ne dea Dumnezeu mai mulți cai, mai mulți de potcovit și ce le dorim? Viață. Bucurie, sănătate. Și viață bună. Și înțelegere, să nu putem dușmănie unul pe celălalt, că nu merită. Nu merită să facem concurență că care e mai bun potcovar, care e mai bun cal, care e mai bun montator, care... Deci astea să dispară dintre noi. Da, da. Pretinie, cinste, omenie și astea să fie pe viitor. Multă sănătate vă doresc. Multă sănătate și noi îți mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească. El poate mai mult ca și noi. Oricând vă mulțumesc. Domnul Cristinil, cu plăcere, cu drag. Te mai așteptăm pe la noi, te aștept și la field, nu numai aici la Huedin. Bun. O să avem ceva iepe acum care trebuie să fete. Așteptăm ceva produs bun din ele. Aici, în zona noastră, și eu zic că e un căluț care a rotat. A rotat mult timp. Deci n-are rost să lăudăm, că după aia să se interpreteze. V-a mai arătat de acum înainte, că acum acum încep să vie produsii din el, că până acum au fost produși pe Bihor. Deci calul să știe de unde vine. Acum, cine îl cunoaște de pe Bihor, îl cunoaște și știe și... No, dar acum o să-l cunoască și pe aici, pe zonă, o să cunoască produsii și o să vadă. Așa. Domn Geo, multă sănătate, domnul Liviu. La fel vă doresc, domnul Cristi, multă sănătate și bucurie și la toată lumea.